numele Domnului Iisus, vă invit să deschidem această adunare de sărbătoare în sabatul Domnului, intonând împreună cu veselie și cu bucurie, conform versurilor cântării, este soare astăzi în viața mea. Cântarea va fi afișată pe ecran. Nostru care ești în ceruri, este bucurie în viața noastră pentru că ne-am adunat în sabat să ne închinăm ție. Dacă n-ai fi tu, nu am fi fericiți, dacă nu pentru tine am fi venit aici, n-ar avea rost venirea noastră aici. De aceea ne-am adunat să-ți dăm slavă, să te lăudăm și să ne aducem aminte de tot ceea ce ai făcut în dreptul nostru, înainte de cruce, la cruce și după aceea. Așteptăm cu dor revenirea ta și în vederea aceasta ne pregătim astăzi să ascultăm cuvântul tău, experiențele care se vor spune aici, pentru ca să ne nobileze, să ne motiveze pentru această fericită așteptare și întâlnire cu tine. Amen. Binecuvintează-ne pe toți care suntem aici și în numele tău vrem să lăudăm acum și în veci. Amin. Amin. Thank you.
Chiar că este o biserică adevărată, biserica noastră în această dimineață. Sfârșitul programului, poate facem o poză împreună aici, văd că mulți dintre noastră folosiți aparatele, deci când terminăm totul, poate că facem o poză sau mai multe cu toți. You may translate that. I'll just say mulțumesc. Good. We're sorry that it's on. Are you getting a sound? No. Now? Yes. Okay. I flipped it on, and maybe not far enough. Sorry to make you wait. The other church also was enjoying only one service compressed into two. Îmi pare rău că v-am lăsat să așteptați puțin. La cealaltă biserică am încercat să facem două servicii într-unul. Or I should say two compressed into one. In any case, it's a privilege to be back again. I know the Holy Spirit is present here today. Îmi pare bine că sunt din nou cu dumneavoastră și cred că Duhul lui Dumnezeu este cu noi. Let us bow our heads for a word of prayer. Să ne plecăm pentru rugăciune. Holy Spirit, we ask for your presence today. Spirite Sfânt, te rugăm să vii cu noi astăzi. There is a lot for us to learn. Avem o mulțime de lucruri de învățat. Jesus is coming back very soon. Domnul Hristos vine foarte curând. And we have a training experience that we need to go through. Și noi avem nevoie de o experiență personală cu tine ca să înaintăm. Help us to put aside our preconceived ideas. Ajută-ne să punem deoparte ideile noastre preconcepute. And open our minds to new teaching of how we can work to reach a dying world. Și deschide-ne mintea ca să învățăm lucruri noi pentru a evangheliza lumea. Time is very short and we have a lot to learn. Timpul este foarte scurt și noi avem mulțime de lucruri de învățat. Be with us today in a special way, we pray.
Te rugăm să fii cu noi astăzi într-un mod special. In Jesus' name. În numele Domnului Hristos. Amen. Amen. In Venezuela, we just had a very large group of Romanians come from Madrid, Spain. În Venezuela avem un grup destul de mare de români care au venit din Spania. We enjoyed their music. Ne bucurăm de muzica lor. And they worked very hard. Și ei lucrează cu toată inima. In fact, they did three or four projects in the time that normally a group does one project. De fapt, ei au reușit să sfârșească 3-4 proiecte într-un timp în care alte grupuri au nevoie de același timp pentru un singur proiect. I've been very impressed with the energy and missionary spirit of Romanians. Sunt foarte impresionat de energia și spiritul misionar al românilor. The world needs more. Lumea are nevoie de mai mulți oameni de felul acesta. And I pray that these meetings this weekend will help to energize and help us to think bigger than ever before. Și sper că în weekendul acesta Duhul Dumnezeu ne va umple de energie și vom gândi mai mult și vom face mai mult. Romania has a lot to give to the world. România are o mulțime de lucruri pe care să le ofere lumii. In fact, more than what we have been able to do. De fapt, mai mult decât am putut să facem noi până acum. The world is like a Titanic and it's sinking. Lumea este ca vasul Titanic care se scufundă. And God is calling his crew members to launch life rafts. Și Dumnezeu îi cheamă pe cei care fac parte din echipajul de conducere ca să arunce bărcile de salvare. Today we're going to talk about the doctor's diagnosis. Astăzi vom vorbi despre diagnosticul pe care îl dă un doctor. The divine doctor's diagnosis. Doctorul cel mare, Domnul Hristos, care descrie starea noastră. When you go to the doctor and the doctor finishes a long series of studies, când mergi la un doctor și doctorul a trecut printr-o serie de analize pe care ți le-a făcut, and you go to the doctor and he says, would you like to hear only the good news or the whole story? El te poate întreba, vrei să auzi doar vestea cea bună sau întreaga poveste? What would you say? Ce ați răspunde? The whole thing? Toată povestea, tot adevărul. What if you're dying? Do you not want to hear about it? Dacă sunteți pe punctul de a muri, n-ați vrea să auziți adevărul? I think most of us want to hear the whole story, wouldn't we? Cred că cei mai mulți ar vrea să știe tot adevărul. If I'm dying, I want to know about it. Dacă voi muri, vreau să știu. There was a doctor one time that called his patient and said, I have good news and bad news. Un doctor l-a chemat o dată pe pacientul lui și a zis, am vești bune și am vești rele. Which one do you want to hear first? Pe care ai vrea să le auzi la început? And the patient chose the good news first. Și pacientul a zis, veștile cele bune. He said, doctor, tell me the good news. Spune-mi vestea cea bună, doctore. So the doctor opened up the envelope and pulled out his lab reports. So doctorul a scos raportul cu analize. And he said, according to this lab study I have in my desk here, you only have 3 days to live. Și în armonie cu raportul pe care l-am aici de la laborator, tu ai doar 3 zile să trăiești. And the patient said, that's the good news? Și pacientul a zis, asta e veste bună? What is the bad news? Care este vestea cea rea? And the doctor said, unfortunately, doctorul a zis, din nefericire, this lab report has been sitting on my desk already for 2 days. Raportul acesta a venit aici de 2 zile deja. Îl mai avea o zi de trăit. As you can see, good news can be bad news and bad news can be worse news. Yeah, uneori veștile bune pot să fie rele și invers. Today we're going to talk about good news and bad news. Astăzi vom vorbi despre vești bune și vești rele. Would you give me permission to talk about both the good news and the bad news today? Îmi acordați permisiunea să vorbesc de ambele tipuri de vești? If we only want to hear smooth things, we could never hear a difficult message. Dacă avem plăcerea să auzim numai mesaje plăcute, avem dificultăți pentru înțelegerea celor mai grele. Today is a difficult message, but it ends with good news. Astăzi avem un mesaj foarte greu, dar se sfârșește cu o veste bună. Is that okay? Este bine? Okay. Să mergem înainte. I went through a crisis 15 years ago. I'm sorry, 9 years ago. În urmă cu 9 ani de zile am avut o criză personală. I had been serving the church for 15 years. Am servit biserica pentru 15 ani. I love working for the church. Îmi place să lucrez pentru biserică. I felt very rewarded. Am simțit o binecuvântare specială. In fact, I felt like I was a favorite of all my administration. Și am simțit ca și când sunt favoritul administrației. They always treated me well. M-au tratat bine. I was highly productive. Am fost foarte productiv. And my administrators fought over me. Și administratorii noștri se luptau pentru mine. Entire countries were fighting to see where I would get to go. Toată țara dorea să mă aibă acolo. And I felt very, very appreciated. Și m-am simțit foarte apreciat. But I had a problem. Dar am avut o problemă.
I had finished 15 years. Am terminat cei 15 ani. And I was getting ready to go home on permanent return to the United States. Și mă pregăteam să mă întorc în Statele Unite. I had children to educate. Aveam copii pentru educație. And I was begin I asked myself, what have I really done? Și m-am întrebat, Doamne, ce am făcut până acum? And then I turned on the television. Și am pornit un televizor. And I saw a non-Adventist pastor preaching. Și am văzut un pastor neadventist care predica evanghelia. I heard him preach a beautiful message on the Sabbath. A predicat un mesaj minunat despre sabat, ziua Domnului. At first I thought he was an Adventist. Am crezut că este un adventist de ziua șaptea. But when it was done, I found out he was Baptist. Dar când a terminat predica, mi-am dat seama că este un baptist. I was confused. Am fost confuz. Why is a Baptist pastor preaching about the Sabbath? De ce un predicator baptist predică despre sâmbătă? It was a beautiful and it was exactly true. Și era exact adevărul. Just like if an Adventist pastor had preached it. A predicat ca un pastor adventist. And then I heard another a program that was put on by non-Adventists. Și am ascultat un alt program care tot așa nu era al nostru, al adventiștilor. And it was about the great controversy between Satan and God and how it was all going to end. Și predica era despre marea luptă dintre Dumnezeu și Satana și cum se vor sfârși lucrurile. I thought it was an Adventist pastor. Am crezut că este un pastor adventist. And it wasn't. Dar nu a fost. And then I went to meet with some evangelical friends that are in media in Atlanta, all the Christian vision, Christian television and television production people in the Christian world in North America. Apoi m-am întâlnit în Atlanta cu reprezentanți ai diferitelor biserici care erau reprezentanții bisericii respective în comunicații. And every morning we had worship together. Și în fiecare dimineață ne închinam împreună. And the entire week. Și toată săptămâna. The pastor spoke about the sanctuary. Pastorii au vorbit despre sanctuar. Beautiful message on the sanctuary. Un mesaj minunat despre sanctuar. He was discovering that there's something about the sanctuary of the Old Testament that reflects what is happening in heaven. Ei au descoperit că ceva din învățăturile Vechiului Testament cu privire la sanctuar au legătură cu ceea ce se petrece astăzi în cer. He said it was new light that he was discovering and he was so thrilled by it. Era o lumină nouă pe care am descoperit-o și eram atât de entuziasmați. And I said, that's not old light, that's old light for us. Și eu am zis, asta este lumină destul de veche pentru noi. But I began to realize something. Dar mi-am dat seama de ceva. Everywhere I was looking, oriunde m-am uitat, I saw Seventh-day Adventist messages being preached by non-Adventist preachers. Am văzut predicatori neadventiști predicând mesaje adventiste. When I preach in Pentecostal churches like I will tomorrow, când am predicat într-o biserică pentecostală, așa cum voi face mâine, I expect to find the people that are looking to meet Jesus. Am așteptat oameni care să mă privească și să-L descopere pe Iisus în mine. I preach in evangelical churches all over the world. Am predicat în bisericile evanghelice peste tot. And I find them very anxious to get ready for Jesus coming. Și i-am găsit foarte nerăbdător să-L vadă pe Domnul Hristos că se întoarce. Everybody believes Jesus is about ready to come. Fiecare crede că Iisus va veni în curând. But isn't that our job? Dar nu este aceasta lucrarea și misiunea noastră? Wasn't that the job God gave us nearly 150 years ago? Nu cumva Dumnezeu ne-a dat această misiune 150 de ani în urmă? To prepare a world for Jesus coming? Să pregătim lumea pentru întoarcerea Domnului Hristos? So what's happening? Ce se întâmplă? Well, you begin to analyze what is happening and you finally realize. Dacă analizați ce se întâmplă, în cele din urmă vă veți da seama. Jesus only has a short time left. Domnul Hristos are puțin timp. And since he has only a short time left, he's willing to do anything with anybody. Și pentru că are un timp atât de scurt, este gata să lucreze cu oricine pentru a-și încheia lucrarea. He's already preparing his children out there to do the job that we should have been doing in here. El deja îi pregătește pe copiii lui care nu sunt în biserica noastră să facă lucrarea pe care noi n-am încheiat-o. You know, very soon Jesus is coming and all his children will have to be able to be ready for his coming. Foarte curând toți copiii lui vor fi gata pentru venirea lui. So after 15 years of working for the church, I compared what I had done with what needed to be done and it wasn't very much. Și după 15 de ani de lucru pentru biserică, am comparat ce am făcut cu ceea ce ar trebui să fac și mi-am dat seama că am făcut așa de puțin. 100 million people coming into the earth added to the earth's population every year. 100 de milioane de oameni sunt adăugați populației lumii în fiecare an. And we as a denomination have been reaching about a million a year. Și noi ca biserică am reușit să botezăm 1 milion de oameni. So every year we're behind 99 million. Așa că în fiecare an noi suntem în urmă cu 99 de milioane. In English we would say the further we go the behinder we get. În engleză spune cu cât înaintăm mai mult cu atât suntem mai în urmă. Even though behinder is not even an English word. Și chiar dacă cuvântul behind but it expresses what our condition. Dar exprimă condiția în care suntem noi. So if we are going to do the job, dacă noi suntem gata să terminăm lucrarea, we have to begin thinking differently than we've ever thought before. Ar trebui să ne schimbăm modul de gândire. Or sau God will do something differently than he's ever done before.
Ori Dumnezeu va face ceva diferit față de ceea ce a făcut în trecut. And I believe he's already doing that. Și cred că Dumnezeu lucrează într-un mod diferit deja. I believe other people are just about ready to take our crown. Și cred că anumiți oameni sunt gata să ne ia cununa. That makes me very sad. Aceasta mă face să fiu trist. The job that God gave us, he is now asking other people to do. Slujirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, el o dă acum altor oameni să s-o facă. Other evangelical churches are putting up television stations and radios all over the world. Anumite biserici evanghelice reușesc să pornească stații de televiziune peste tot în lume. In media, Adventists are behind almost everybody else. Și media adventistă este în urma tuturor aproape. Why? De ce? We have the most wonderful message ever given to the world. Noi avem cel mai minunat mesaj pe care lumea l-a primit vreodată. Jesus' second coming and how to prepare for it. A doua venire a Domnului Hristos este gata, noi trebuie să ne pregătim. The truth about God's love and the judgment and how he's preparing to save us. Adevărul despre judecată și despre iubirea lui și cum trebuie să ne pregătim. But I get very jealous for the church. Sunt foarte gelos pentru biserica mea. That is our job. Dar este misiunea noastră. I can't take it sitting down. Nu pot să stau jos. I know God has children in churches everywhere. Cred că Dumnezeu are copii ai lui în toate bisericile. But we need to be found faithful in the job God gave us. Dar noi trebuie să devenim credincioși în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Everybody must be found faithful doing the job God gave them. Fiecare trebuie să fie găsit credincios în lucrul pe care Dumnezeu l-a încredințat. So therefore I decided something different has to happen. De aceea am crezut că ceva diferit trebuie să se întâmple. Why is it that we haven't grown faster than we have? De ce n-am crescut, nu ne-am înmulțit mai mult și mai repede de cum am. Have you ever asked yourself why? V-ați întrebat de ce nu ne-am înmulțit mai mult? Money. Bani. Lack of it. Lipsa de bani. There's not enough money. Nu sunt bani suficienți. Do you know how expensive it is to reach an entire world? Știți cât de costisitor este să ajungi la toată lumea cu Evanghelia? Is there enough money? Sunt bani destui? Unii spun da. God has enough money. Dumnezeu are destui bani. But even if we all gave everything we had, there still wouldn't be enough to do the job. Dar chiar dacă noi dăm tot ceea ce avem, încă nu este destul. Only God has enough money to do that. Doar Dumnezeu are bani suficienți ca să sfârșească lucrarea. God does have enough money. Dumnezeu are. And the reason he hasn't given it to us to do the job is we haven't yet used what we gave. He's given to us. Și motivul pentru care el nu ne-a dat din resursele lui nelimitate este pentru că noi n-am folosit ceea ce deja avem. Most of what God has given us, we still have. Mult din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, noi încă posedăm. So therefore, why would he give us anymore? De ce să ne mai dea? We haven't even used what he gave us already. Dacă noi n-am folosit cu credincioșie ceea ce el deja ne-a dat. Do you see what is happening? Vedeți ce se întâmplă? To be found faithful in a lot, we have to first be found faithful in a little bit. Dacă vrem să fim credincioși într-o mulțime de daruri, noi trebuie să fim credincioși în puține lucruri. So the church is under a terrible diagnosis. Așa că biserica este sub o teribilă analiză. We're about ready to be called unfaithful stewards. Noi suntem pe punctul de a fi numiți ispravnici necredincioși. For 100 years God has told us to reach the world and now the world's almost finished. De 100 de ani Dumnezeu ne spune să evangelizăm lumea și lucrarea nu este gata. And we're more behind now than we were when we started. Suntem mult mai mult în urmă decât atunci când am început lucrarea. And now the economy started to go down. Și economia merge în jos. Every single division in the world is reducing their budget. Fiecare diviziune adventistă din lume își reduce bugetul. The General Conference is reducing its budget. Conferința generală face la fel. We're no longer growing financially, we're dying financially. Noi nu mai creștem din punct de vedere financiar, ci murim. We're closing hospitals. Noi închidem spitale. We're closing schools. Școli. In Denmark, they just sold 5 large church buildings and sold them and closed them. 5 biserici au fost vândute, au fost închise. It's happening all over the world. Se întâmplă peste tot în lume. In Bolivia, we used to have 4 hospitals and now we have none. În Bolivia am avut 5 spitale, acum nu mai avem niciunul. I'm just taking that as an example. It's happening everywhere. Vă dau un exemplu. Se petrece peste tot. Here in the United States, the richest division in the world. Aici, în Statele Unite, în cea mai bogată diviziune din lume. We've been closing hospitals too. Noi am închis spitale de asemenea. In Colorado. În Colorado. We sold half the hospital to the Vatican. Am vândut jumătate din spital Vaticanului. So now we sit with the Catholic priest to run an Adventist hospital. Și acum împreună cu catolicii, cu preoții catolici, noi conducem spitalul. It might have been better to sell the whole thing than to sell half of it. Ar fi trebuit mai bine să vindem totul decât doar jumătate. What is God to do? Ce trebuie ca Dumnezeu să facă? Our logo, lozinca noastră, the Seventh-day Adventist logo, lozinca bisericii noastre adventiste, used to have 3 angels in it. Obișnuiau să aibă cei 3 îngeri. And now it just has a cross, a Bible and a spirit. Și acum are o cruce, o Biblie și un spirit. What happened to our 3 angels' messages? Ce se întâmplă cu imaginea celor 3 îngeri? See, our identity is in our logo. Identitatea noastră este în
sigla bisericii noastre. Are the three angels' message is not important anymore? Mesajul celor trei îngeri nu mai este important? They're very important. Este foarte important. They're the center part of why we exist. Este motivul special pentru care noi existăm. But God is having to turn elsewhere to finish the work. Dar Dumnezeu trebuie să privească în altă parte ca să sfârșească lucrarea. If you'll find a local Christian station, television station and go talk to them, you'll find that they were born through faith. Dacă veți găsi o stație de televiziune creștină în jur și veți întreba cum au ajuns la existență, vor spune prin credință. If you ask them, did you have money to start it? They'll say, we didn't have any money. We just got started. We were born through faith. Dacă îi veți întreba, ați avut bani când ați început? Ei vor spune, nu, n-am avut nici 5 bani, dar am început prin credință. In fact, that's the only way to please God. Without faith, it is impossible to please God. De fapt, aceasta este singura cale să devii plăcutul lui Dumnezeu. Fără credință, nu poți să-i placi lui. Why is that such a difficult diagnosis? De ce este aceasta un simptom atât de dificil? I speak to pastors and administrators all over the world. Am vorbit pastorilor și administratorilor peste tot în lume. In Norway, I just met with all the pastors. În Norvegia m-am întâlnit cu toți pastorii. And in Mexico, I will be meeting with three different unions and their pastors. În Mexico voi întâlni trei uniuni și voi vorbi pastorilor. A few years back here in a Southern Union, I met here in Florida in Daytona Beach with all the administrators of the Southern Union. Câțiva ani în urmă m-am întâlnit cu administratorii și cu pastorii din Uniunea de Sud. See, we got a problem on our hands. Noi avem o problemă în mâinile noastre. We're now dying financially. Noi murim din punct de vedere financiar. If we haven't done the work now, we're not going to have more money tomorrow, we're going to have less. Dacă n-am avut bani destui până acum, mâine vom avea și mai puțin. So what we can't do today, forget doing tomorrow. Ceea ce putem face astăzi, facem astăzi, să uităm despre mâine. We have a very serious problem on our hands. Noi avem o problemă care ne apasă. Either we roll up and die or we launch out by faith and do the impossible. Fie murim, fie ne aruncăm în bărcile de salvare pentru imposibil. Well, what is God doing? Ce face Dumnezeu? Why is he letting us go through such difficult times? De ce ne trece prin aceste timpuri atât de dificile? Why is he allowing our church budgets to decrease and decrease at the very moment when we're to explode across the world? De ce permite ca bugetul bisericii noastre să descrească atât de mult când noi trebuie să evangelizăm lumea? I think God is doing that as a favor to us. Cred că Dumnezeu o face ca o favoare pentru noi. I think God has no other choice but to teach us that we can do it on our own power. Cred că El vrea să ne învețe că noi nu avem o altă cale decât să ne încredem în puterea Lui. When times get hard is when we begin to analyze what's going wrong. Când timpurile sunt dificile, noi ne dăm seama ce anume merge rău. And so God in His mercy is allowing us to have extremely difficult times. Așa că în mila Lui Dumnezeu ne lasă să trecem prin timpuri foarte grele. Tomorrow will be more difficult than today. Mâine va fi mai greu decât astăzi. And the next day will be more difficult than tomorrow. Și poi mâine va fi mai greu decât mâine. So if we're going to work, ce vom face? We better think of a different way to do it. Ar trebui să ne schimbăm modul de gândire. Not based on our budgets and what we have. Să nu ne bazăm pe buget, ci pe ceea ce avem. But based on what God promises. Și să ne bazăm pe promisiunile Lui Dumnezeu. So even though the diagnosis is fatal, chiar dacă analiza este credincioasă, and our works are like filthy rags, și hainele noastre, faptele noastre sunt ca haine murdare, only the soul that throws itself on God can survive the future. Numai sufletul care se aruncă pe sine însuși la picioarele lui Dumnezeu va supraviețui în viitor. Individually, we will never be able to be ready for the crisis unless we learn to depend on God now. Din punct de vedere individual, noi niciodată nu vom fi în stare să fim gata pentru criza din față decât dacă ne bazăm pe Dumnezeu. Faith is not blind. Credința nu este oarbă. People think blind faith. Oamenii se gândesc la credință oarbă. You know, there are some people that have blind faith. Unii oameni au credință oarbă. They're called evolutionists. Ei se numesc evoluționiști. They believe in evolution with no evidence. Ei cred în evoluție fără nicio dovadă. They just want to believe in something that there is no evidence for. Ei doresc să creadă în ceva pentru care n-au evidență. That's called blind faith. Aceasta se numește credință oarbă. But God doesn't like blind faith. Dumnezeu n-are plăcere pentru credința oarbă. God wants to develop a faith that is based on solid experience. El vrea să ne dezvolte o credință care este bazată pe o experiență foarte puternică cu El. Our only protection for the future is as we look back to see what God has done for us in the past. Singura noastră apărare pentru viitor este să privim în urmă, să vedem ce a făcut Dumnezeu până în momentul de față. You can't participate in the Olympics if you don't even know how to run. Nu poți să participi la concursurile olimpice dacă n-ai învățat să alergi. Is that right? Este adevărat? If you don't learn how to run, you certainly can't become an athlete. Dacă n-ai învățat să alergi, nu poți să devii un atlet. You can't graduate from the university if you don't know how to study. Nu poți să termini universitatea dacă nu ai învățat să studiezi. The biggest exam that ever happened in the history of the world is about ready to happen to the entire earth. Cel mai mare examen pe care fiecare ființă omenească va trebui să-l dea se va întâmpla în curând. And if we don't begin studying now and get experience now with God, there's no way we can pass the exam. Și dacă noi nu începem acum să învățăm în situațiile trecătoare ale fiecărei zile,
noi nu vom putea să trecem examenul mai târziu. So God is allowing things to get very complicated for us so that we can learn to trust him before it's too late. Așa că Dumnezeu lasă lucruri complicate să se întâmple ca să ne învețe cum să ne încredem în el înainte de a fi prea târziu. John 15. Ioan 15. Says that if you live in me and my words live in you, you can ask anything you want. Dacă voi rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, voi puteți să cereți orice vreți. And I will do it because my Father will be glorified. Și voi face pentru ca să împlinesc But cuvântul. We have to live in him and his words have to live in us. Dar noi trebuie să locuim în el, să rămânem în el și cuvintele lui să fie în noi. We have to train the mind to live in a spiritual environment and feed it spiritual food. Noi trebuie să ne instruim mintea ca să trăim într-o atmosferă spirituală și să ne hrănim mintea cu hrană spirituală de calitate. Sister White said in early writings that as we get to the end of time, we're going to have to start letting go of everything and learning how to hang on to that cord of faith. Spiritul profetic ne spune că în timpurile din urmă va trebui să învățăm să renunțăm la tot ceea ce poate fi un sprijin pentru noi și să ne prindem de funea de salvare pe care ne-a întins-o Dumnezeu. She had a vision in which she saw that the people of God were laying everything aside, all their goods, all their material, until finally they had nothing else but the cord to hang on to. A primit o viziune în care a văzut pe copiii lui Dumnezeu cum au lăsat toate lucrurile materiale, toate legăturile lor cu lumea și s-au prins prin credință în mod total de Dumnezeu. Eventually all human support will be cut off and all you have is God. În cele din urmă, tot suportul omenesc va fi zero și tot ce vei avea va fi credința. Do you believe that? Credeți acest lucru? Do you believe that day is coming? Credeți că zilele sunt aproape? Do you think you can if you don't know how to trust God now, do you think you can learn how to trust him all of a sudden in the future? Credeți că dacă nu învățăm astăzi să ne încredem cu totul în Dumnezeu, vom învăța aceasta mai târziu în viitor? Learning to trust God is a process. You have to learn it every day. Încrederea în Dumnezeu face parte dintr-un proces. Trebuie să înveți aceasta în fiecare zi. And therefore God gives us this terrible diagnosis. De aceea Dumnezeu ne arată starea noastră reală. This fatal diagnosis. Această stare care nu ne place. In Revelation 3 about Laodicea. În Apocalipsa capitolul 3 despre Laodicea. He says, "You think you are rich and increased with goods and have need of nothing." Tu crezi că ești bogat și nu duci lipsă de nimic, dar de fapt n-ai nimic. Not knowing that you are poor, or miserable poor, blind and naked. Tu nu știi că ești sărac, ticălos, nenorocit, gol și orb. Blind, miserable, poor. Orb, gol. Therefore, God offers us a solution. He says, "Come to me." De aceea Dumnezeu ne oferă o soluție. Spune, and I will give you eye salve to anoint your eyes. Eu vă voi da lichid pentru ochi. And I will give you clothing of my righteousness. Vă voi da haina neprienirii mele. And I will give you good works and clothing. Și am să vă dau o lucrare de făcut și haine cu care să vă But God is the one that provides everything. Dar Dumnezeu vrea să ne dea totul. Therefore today God is offering us a solution. De aceea Dumnezeu ne oferă o soluție. Even though you have a fatal disease, chiar dacă ai o boală fatală, incurabilă. That's my specialty. Aceasta este specialitatea mea. I heal fatal diseases. Eu știu cum să tratez o boară incurabilă. I remember that leper that came to Jesus and said, "If thou wilt, thou can make me whole." Îmi amintesc de leprosul acela care a venit la Domnul Hristos și a zis, "Dacă vrei, tu poți să mă curățești." What did Jesus say? Ce a zis Domnul Hristos? I will, be thou whole. Fii curățit. I remember when I was 5 years old, we had a lady who had been healed from leprosy in our church in Bolivia. Când am fost de 5 ani, îmi amintesc de o doamnă care a fost vindecată de lepră în Bolivia. She didn't have any nose. N-a avut nas. The leprosy had eaten up all her nose. Lepra i-a distrus. She didn't have any ears. Nu avea urechi. You see, the leprosy eats up all the soft tissues. Lepra distruge părțile moi ale organismului. With no ears and no nose, you look kind of ugly. Fără nas, fără urechi, cum arăți? She didn't have any fingers. Nu avea degete. She didn't have toes. Nu avea degete la picioare. You know, you can't feel when you're leper, you can't feel your fingers. Când ai lepră, nu poți să simți degetele. You can be cooking and you can smell burnt meat. Yeah. Nimic. And all of a sudden you look, it's your hand that's in the fire. Da, pui mâna pe ceva care arde, nu-ți dai seama, dar you didn't feel anything. Nu simți nimic. You can cut your finger off or your toe off and you don't even know. Poți să stai degetele la mână de la picioare și nu știi. You know what it feels like to have leprosy? Știți cum este ca să ai lepră? I'll show you how. Get your neighbor and go like this. You'll feel a dead finger. Try it. Yeah. Pune degetul la cineva și vezi simți că ai că atingi un... Ia, exact. Dacă faceți așa, simțiți că nu atingeți practic nimic. Nu simțiți degetul celelalte persoane. Can you feel a dead finger? Simțiți un degete mort? That's how your finger, all your fingers would feel.
Așa ar simți toate degetele. You see, leprosy was a terrible disease. Lepra este o boală teribilă. But God's specialty was curing it. Dar specialitatea lui Dumnezeu este să o vindece. So when he cured a leper, he just didn't take away the disease. He had to rebuild their ears and their nose and their fingers and put them all back. Așa că atunci când a dat la o parte lepra, a trebuit să vindece tot organismul. The whole nervous system had to be given back. Tot sistemul nervos trebuia să fie refăcut. God can do that for us, but we have to come to him and say, Lord, I have a fatal disease. Please cure me. Dumnezeu poate să facă acest lucru, dar noi trebuie să venim la El să spunem, Doamne, aceasta este boala mea nenorocită, te rog, vindecă-mă. If we don't recognize our condition, we can never receive healing. Dacă nu suntem conștienți de starea noastră, niciodată nu vom primi vindecare. So therefore, the very first step in healing is saying, Lord, we have a fatal problem. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facem în vindecare este să recunoaștem că avem o problemă grea. In 1888, Jesus was getting his people ready to come. În 1988, Domnul Iisus a dat un mesaj bisericii. The entire world was spiritually alive. Întreaga lume era atentă. If you look at your hymnal, you'll notice that many of the hymns that we sing were written in the late 1800s and early 1900s. Dacă deschideți himnurile, veți vedea că multe din himnurile acelea frumoase au fost scrise în perioada aceea, 88-90. The most famous preachers that we talk about today and about other evangelical churches talk, they were all from that period of time. Cei mai faimoși predicatori despre care noi vorbim din când în când aparțin acelei perioade. God was preparing a whole world for his soon coming. Dumnezeu pregătea întreaga lume pentru revenirea Domnului Hristos. That was about 120 years ago. Aceasta s-a întâmplat cam 120 de ani în urmă. 120 years ago and we're still here. 120 de ani și noi încă suntem aici. We had to go because we as a people did not want to accept that message. Pentru că noi ca popor n-am acceptat mesajul acela al neprihănirii prin credință. We went to the First World War. Ne-am mers prin primul război mondial. We invented the Gatling machine gun. We go ta 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 ta, we could kill a lot more people. Am inventat mașinile acelea care omorau atâția oameni. You remember the Gatling gun? It had all those different pipes and it would go in a circle like this and you could just kill them. Armele acelea care mitralierele acelea care omorau. And then we went to the Second World War and we learned how to kill people with the atomic bomb. Da. Am intrat în războiul al doilea mondial și am învățat cum să omorâm oamenii cu bomba atomică. And now we've gone through all of that death and all that terrible, terrible time and now we've come back to a time when the whole world is awake spiritually again. Și am mers în cerc așa, iar acum am ajuns la un punct la care întreaga lume este trezită cumva. It's 1888 all over again. Este din nou 88. Mesajul acela de atunci. God's righteousness is to shine. Neprihănirea lui Dumnezeu trebuie să strălucească. His people are to get up and work. Oamenii lui trebuie să înceapă lucrul. God's soon coming is to be announced everywhere in the world. Venirea în curând a Domnului Hristos trebuie să fie trâmbițată peste tot în lume. And here we are all over again. Should we do it or should we not? Și noi suntem iarăși aici. Ar trebui să facem acest lucru sau nu? Can we do it or can we not? Putem să facem sau nu putem? Imagine Jesus saying to the disciples, feed all these 5,000 men and all their families. Imaginați-vă că Domnul Iisus le zice ucenicilor, hrăniți pe acești 5,000 de oameni împreună cu familiile, membrii familiilor. The disciples said, send them out to the villages to buy food. And Jesus said, you give them to eat. Ucenicii au zis, trimite-i ca să-și cumpere de mâncare. Domnul Iisus a zis, voi trebuie să-i hrăniți. That's impossible. How can God ask you to do the impossible? Este imposibil. Cum poate Dumnezeu să-mi ceară mie să fac imposibilul? 12 disciples are to feed 5,000 people with nothing? 12 oameni să hrănească 5,000 de oameni cu nimic? Why does Jesus ask the impossible? De ce cere Domnul Hristos imposibilul? He wants us to learn about his power. El vrea să învățăm despre puterea lui nelimitată. So they said, well, Lord, we can't do it. So the very first step is, Jesus said, well, what do you have? Noi zicem, Doamne, nu putem să facem, dar primul pas este acesta. Ce aveți? Ne întreabă Domnul Hristos. Okay? So they came back and they said, Lord, we only have 5 loaves and 2 fishes. Așa că ei au venit înapoi și au zis, avem 5 pâini și 2 pești. Okay, bring it to me. Aduceți-le la mine, a zis Domnul. So the first step is to find out what you have and do an inventory. The second step is to bring it all to Jesus. So, primul pas este să-ți faci o analiză, vezi ce ai. Și al doilea pas este să vii la Domnul Hristos cu ceea ce ai. They could have said, we have 5 loaves and 2 fishes. One fish for you and 2 loaves and a half for you. Ar fi putut zice, avem 5 pâini și 2 pești, o pâine pentru tine. Un pește pentru tine. But no, they placed it all in Jesus' hands. Even if they were going to go hungry, they still gave it all to Jesus. Dar ei au pus totul în mâinile Domnului Hristos, chiar dacă asta era totul. And Jesus at that point put his hands in and he multiplied it. Și la acel moment, Domnul Hristos a pus mâinile peste cele 5 pâini și 2 pești și le-a înmulțit. You don't have to have enough to feed everybody, but you have to give everything you have.
Nu trebuie să ai totul pentru a hrăni pe toți oamenii, dar trebuie să dai ceea ce ai. I think of the little boy who had the 5 loaves and 2 fishes. He probably said, "Well, I'll give it to Jesus, but I'm probably not going to eat supper tonight." Cred că micuțul băiat a zis, voi da cele 5 pâini și 2 pești lui Iisus, dar s-ar putea să rămân fără mâncare pentru diseară. But that's okay, I'll give it to him anyhow. Dar nu contează, am să le dau toate lui. Did the little boy go hungry? A fost flămând micuțul? No. He had more than he could even eat and he took some of it home. Yeah. El a avut mult mai mult decât a putut să mănânce și a luat chiar ceva și acasă. So when we give everything we have to Jesus, dacă, for some reason, Jesus always gives us back more. Dacă dăm Domnului Hristos tot ceea ce avem, pentru anumite motive, Domnul Hristos ne va da mult mai mult ca răsplată. So I was wrestling with these difficult issues 9 years ago. Așa că în urmă cu 9 ani de zile m-am luptat în mintea mea cu această problemă. And last night I told you about the experiment we did with God to see how far God would go. Și aseară v-am spus cât de mult m-a ajutat Dumnezeu. And we learned that God was more than able to provide for our needs and use us to provide for other people's needs. Și am învățat că Dumnezeu a fost mai mult decât în stare să ne dea tot ce am avut nevoie și să ne ajute să dăm și noi altora. But it always comes down to a decision. That's the problem, isn't it? You always have to make a decision. Dar întotdeauna trebuie să luăm o hotărâre. Wouldn't it be nice if you could just sit there and enjoy all the blessings without doing anything? N-ar fi plăcut să stai așa foarte confortabil și să te bucuri de toate binecuvântările fără să faci nimic? Thank you, Lord, for the good food. Îți mulțumesc, Doamne, pentru. Thank you for all your blessings. Îți mulțumesc pentru aceste binecuvântări. Thank you, thank you, thank you. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc. But I don't ask me to do anything. Dar te rog, nu-mi cere să fac nimic. But God never does that. He always asks us to do something. Dar Dumnezeu niciodată nu face așa. Totdeauna ne va cere să facem ceva. So after we learn to trust God with our food and with the medicines and the airplane. Așa că după ce am învățat să ne încredem în Dumnezeu pentru mâncare, pentru medicină și pentru avioane. And then there was a school and then another school and then another airplane. Și apoi a fost o școală care a fost construită și apoi altă școală și apoi un alt avion. Today God has given us 10 airplanes. Dumnezeu ne-a dat astăzi 10 avioane. And 5 schools. Și 5 școli. Hundreds of young people go to school and it doesn't cost them anything. They work their way through. Sute de copii merg la școală și nu-i costă nimic. Thousands of people's lives are saved and they don't have to pay for the airplane or the fuel. God pays for it. Mii de oameni sunt salvați și nu trebuie să plătească pentru benzină sau pentru altceva. Dumnezeu plătește. The doctors, the dentists, the nurses, the pilots, the engineers, the teachers, all of them are volunteers. Doctorii, asistenți, piloții, toți sunt voluntari acolo. Ei nu merg pentru bani. They all depend on God to provide for their needs. Ei depind de Dumnezeu pentru nevoile lor. But one day somebody said, David, you're reaching the Indians and reaching the people in the isolated areas. What about the people in the cities? Dar cine m-a întrebat într-o zi, David, tu evangelizezi și ai grijă de oamenii din junglă, dar ce se întâmplă cu orașele? How do you reach people in the cities? Cum poți să-i ajungi la inima celor care locuiesc în orașe? Can you knock on all the doors? Poți să bați la ușă? Well, some buildings you can't even get into. În anumite clădiri nici nu poți să intri. What about those skyscrapers? Ce se întâmplă cu acești zgârie-nori? Sometimes you have to have an ID card just to get into the compound before you can even get into the building. Îți trebuie un ID ca să poți să intri în area aceea, înainte de a intra chiar în clădire. In Venezuela you have to have an ID to get into the compound, a key to the building, a key to the elevator and a key to the house. În Venezuela trebuie o grămadă de chei ca să ajungi la casă. La poarta principală, undeva în area mai largă, apoi la bloc, apoi la casă. It's getting more difficult as we go along because it's getting more dangerous. Este tot mai periculos, de aceea este tot mai dificil să ajungi să poți bate la ușa cuiva. People are protecting themselves against anybody off the street. Oamenii se păzesc de cei care sunt pe stradă. So how do you reach people in the cities? Așa că cum îi evangelizezi pe cei din orașe? With media. Cu media. Radio and television. Radio și televiziune. So they said, David, can't you do something for the people in the cities? Și oamenii l-au întrebat, David, n-ai putea să faci ceva pentru cei din orașe? Well, in the year 2000, I finally understood, it finally dawned on me that God was willing to do unlimited things. În anul 2000, mi-a căzut fisa că Dumnezeu poate să facă lucruri nelimitate. We all have hard heads, don't we? De obicei noi avem capete cam tari. Have you ever tried knocking on your head to see how hard it is? Ați bătut vreodată în cap să vedeți cât de tare este? It's hard to teach an old dog new tricks. Este greu să înveți un câine bătrân. Sorry, that's a local phrase. I don't know how they say that in Romanian. Yeah. The older we get, the harder it is for us to learn new ways. Cu cât înaintăm în ani, cu atât este mai greu să învățăm lucruri noi. But yet, God finally taught me that he was willing to do unlimited things if we were willing to go forward by faith. Dar Dumnezeu m-a învățat că El va face lucruri imposibile, nelimitate, dacă noi învățăm să înaintăm prin credință. I had a week of prayer in Bolivia at the university.
am predicat timp de o săptămână la Universitate din Bolivia. And I mentioned the idea that maybe it would be good to have a television station somewhere in Bolivia. Și s-a menționat pe acolo că poate ar fi bine ca cândva să existe o stație de televiziune în Bolivia. I was thinking about a little television station in some small city. M-am gândit la o stație mai mică într-un orășel mai mic. But they called me and they said, David, we found a television network for you. Dar ei m-au sunat și au zis, David, am găsit o rețea de televiziune pentru tine. Did you say network? Și am zis, ați spus rețea. I wasn't looking for a network. Eu nu am căutat o rețea de televiziune. Do you know how much networks cost? Vă dați seama cât costă o rețea de televiziune? And he said, it's not very much, David, it's only $1 million. Și au zis, dar nu e așa de mult, este doar un milion. Well, that's pretty cheap for a network. Este destul de ieftin pentru o rețea de televiziune. In Chicago, I was looking at a price for a television station and it was $15 million for one. În Chicago m-am uitat pentru o stație, erau 15 milioane. And this was a network of 6 television stations in the 6 biggest cities of Bolivia. Și aceasta era o rețea de 6 stații de televiziune în 6 orașe mari din Bolivia. For only $1 million. Pentru doar $1 million. That's pretty cheap. Aceasta e destul de ieftin. But who has seen $1 million? Cine a văzut vreodată $1 million? I never have. Have you ever held $1 million in your hand? Ați avut vreodată $1 million în mâinile noastre? I thought, that's crazy. Asta e ceva ieșit din comun. I've never even seen that kind of money. N-am văzut banii aceia în viața mea. But David, I thought you said there's no limit with what God can do. David, tu ai predicat că cu Dumnezeu nu există nicio limită. I said, there isn't a limit. Nu există nicio limită. So what's the problem? Atunci care e problema? I don't have anything. N-am nimic. Well, so what's the problem? Atunci care e problema? Why do you come down here and teach us that God has no limit and then you don't want to do something? De ce vii și ne înveți că Dumnezeu poate să facă orice, n-are nicio limită și pe urmă nu mai faci nimic? And so yes, the Holy Spirit said, David, you said that you would tell me, you told me in the year 2000 that you would do anything. Așa că Dumnezeu mi-a adus aminte, David, în anul 2000 tu ai spus că vei face orice, te vei angaja în această lucrare imposibilă, așa că... So therefore, why don't you go forward? De ce nu înaintezi? De ce nu acționezi? So I said, okay, Lord, let me talk to my dad, let me talk to my board. Și am zis, bine, lăsați-mă să vorbesc cu tata și cu comitetul pe care l-am. I don't want to be presumptuous, but I need some counsel here. N-aș vrea să mă încumet. Aș vrea ceva sfat din partea altă. Now, all of this work that we'd started out with our little church in Marion, Illinois, but it grew so big that we finally had to develop a non-profit corporation. Am început o bisericuță în Illinois și a devenit o corporație mare. That non-profit corporation is called Gospel Ministries International. Acea organizație este numită Gospel Ministry International. Just for the purpose of receiving the donations and managing the work. Și pentru scopul de a primi donații și de a gospodări lucrarea. So therefore, I met with all my board and I told them about the opportunity. M-am întâlnit cu membrii din comitetul meu și le-am vorbit despre această nouă posibilitate de a cumpăra o stație. I said, who ever heard of an opportunity like this? A whole national network for sale. I've never heard of that before. Și am zis, niciodată n-am auzit de o asemenea ocazie, adică o rețea de televiziune care acoperă toată națiunea. And I said, it's only $1 million. Și e doar un milion. But we don't have anything. Dar nu avem nimic. And he said, David, go down and see what God will do for you. Și au zis, David, du-te acolo și vezi ce va face Dumnezeu. Now you know I don't have any money. Dar știți că n-am bani. And he said, David, you never have money. David, tu niciodată n-ai avut bani. We have airplanes flying, we have schools, but you never have money. You're tu ai always avioane, bankrupt. Ai școli, tu niciodată însă n-ai avut bani, totdeauna ești la faliment. Maybe God will do something for you if you go down. Poate că Dumnezeu va face ceva dacă tu acționezi. Now, how many of you like to play football, soccer? Câți doriți, vă place fotbalul? Most of the guys? Yeah. Any girls? Fetele? Aveți plăcere pentru fotbal? A few girls. Câteva? My Peruvian daughter loves to play soccer. Fica mea are plăcere pentru fotbal. The only problem is she misses the ball and she hits you right in the shin. Vă lovește în fluierul piciorului dacă... So we're always careful when we're around here because we get hit real hard. Când joci cu ea trebuie să fii foarte atent că vei fi lovit. I love playing football. Îmi place să joc fotbal. But you know what? With God, I play tennis. Dar cu Dumnezeu joc tenis. Whenever the ball's in my court, the goal is to put the ball back in his court. Ori de câte ori mingea este în terenul meu, eu trebuie să o lovesc în terenul celălalt. When there's something for me to do, I do it as fast as I can so that the next step is God's step. Așa că atunci când trebuie să lovesc eu, voi lovi cât se poate de repede, pentru că următoarea lovitură este a lui Dumnezeu. I hope today you can learn to play tennis with God. Trebuie să învățăm să jucăm tenis cu Dumnezeu. God will not do your part of the work. Dumnezeu nu o să vă facă partea dumneavoastră. But when you have done your part and the ball is now in his court, you can wait as long as necessary for him to do what he has to do. Când dumneavoastră v-ați făcut partea dumneavoastră și ați dat mingea dincolo, este rândul lui Dumnezeu să acționeze. But don't make God wait on you. Dar nu-l faceți pe Dumnezeu să aștepte. You see, God has been waiting on us too long already.
Vedeți, Dumnezeu a stat după noi prea mult. More than 100 years he's been waiting on his people. El a așteptat, mai mult de 100 de ani. And that's wrong. Și acest lucru este rău. Sin. Este un păcat. And we will be judged for it. Și noi vom fi judecați din cauza aceasta. And God is waiting no longer. He's going elsewhere. Și Dumnezeu nu va mai aștepta deloc, va merge în alte părți. God will take any one of his children who's willing to work for him. Dumnezeu va lua pe oricine din lumea aceasta care este gata să lucreze pentru el. Maybe they don't understand the whole message, but they're willing to work for him. Poate ei nu vor înțelege tot mesajul, dar sunt gata să lucreze pentru el. He will teach them the message and he will have them preach it. El îi va învăța mesajul adevărat și îi va face să predice. And somebody else is going to get our crown. Și Dumnezeu și unii alții vor lua coroanele noastre. If we don't do our job. Dacă noi nu ne facem lucrarea. When I face Jesus, I want him to say, "Welcome, thou good and faithful servant." Când îl voi întâlni pe Domnul Hristos, aș vrea să aud cuvintele, "Bine, rob bun și credincios." I want to hear those words, don't you? Aș vrea să aud acele cuvinte, noastre, nu? But we're about to hear the opposite if we're not careful. Dar dacă noi nu suntem atenți, s-ar putea să auzim alte cuvinte care we might hear the words, "Thou unfaithful steward." S-ar putea să auzim cuvintele, "Take rob away necredincios." Even that which he has. Luați de el chiar și ce are. I do not want to hear those words. N-aș vrea să aud acele cuvinte. So I said, "Lord, what do I have to do?" Și am zis, Doamne, ce ar trebui să fac? And my board said, "Go down to Bolivia and do your part and see what God's going to do." Și prietenii mei mi-au zis, du-te în Bolivia, fă-ți partea ta și vei vedea ce va face Dumnezeu. So I flew down to Bolivia. Am zburat în Bolivia. And I met with those people. Am întâlnit cu acei oameni. Now, I don't know if in Romania is the same as Latin America. Nu știu dacă în România este la fel ca în America Latină. But in Latin America, they won't sell you a network just because you have money. Dar în America Latină, ei nu-ți vor vinde acea rețea de televiziune doar pentru că ai bani. They want to know who you are first. Iar vrea să știe cine ești tu mai întâi. How many children do you have? Câți copii ai? What kind of foods do you like? Ce mâncare îți place? Once they become your friend, then we do business. După ce ei devin prietenii tăi, apoi fac business cu tine. Is that how it is in Romania too? Se întâmplă așa în România? Or do you just do business because there's money? In Romania, after they get your money, they become your friends. In Latin America, în România, oamenii încearcă întâi să pună mâna pe bani și pe urmă să devină prieteni. Okay. Romania is all about money. Latin America is about relationships. În România poate că totul se rezumă la bani, în America Latină totul se rezumă la relații. They would not sell you a network unless they know you first. Dacă nu te vor cunoaște mai întâi, nu îți vor vinde stația aceea. So the first thing that we had a supper, a big supper. Așa că am avut o masă bogată. And they said, "Who are you?" Și au zis, "Cine ești?" We're a group of Seventh-day Adventists that want to have a television channel that will improve society. Noi suntem un grup de adventiști de ziua șaptea, care vrem să avem o stație de televiziune care va îmbunătăți viața oamenilor care privesc. We want to put programs on health, family, children. Avem programe de sănătate, de familie, de copii, pentru copii. No violence. Nu e violență. We want to teach the world that Jesus is coming back soon. Vrem să învățăm pe oameni că Iisus se întoarce în curând. And to learn how to reflect God's character in their lives. Și vrem să învățăm cum să reflecte caracterul lui Dumnezeu în viața lor. Well, after we talked all evening, după ce am vorbit toată seara aceea, they said, "We like you." Și au zis, "Ah, ne place de tine." Tomorrow we will do business. Mâine vom face afacere. So the next morning we sat down at that big table. A doua zi dimineața ne-am așezat la o masă mare de business. I sat next to the owner. Am stat chiar lângă proprietar. He said, "Okay, David, make me an offer." Și au zis, "Bine, David, fă o ofertă." I said, "Do you mind if we have prayer first?" Și am zis, "N-ai vrea să ne rugăm mai întâi?" I said, this is God's project. You know, acest proiect este proiectul lui Dumnezeu. Aș vrea să mă rog mai întâi. He said, "Sure, no problem." I said, "Let's kneel down." Și au zis, "Da, sigur, hai să ne îngenunchem." Am zis. Now, he was a good Catholic man. El era un catolic bun, că și-a făcut cruce imediat. He wasn't used to having prayer before a board meeting. Dar el n-a avut niciodată rugăciune înainte de o întâlnire de comitet. But he was willing. Dar el a fost adorit. I asked the Lord to please guide us in that negotiation. Și am cerut lui Dumnezeu să conducă această afacere. Just before we went into the board meeting, that one of the assistants said, "He's a very hard negotiator. Be careful." Înainte de a intra la acea ședință de afaceri, unul dintre ei lor au zis, "Fii atent, ăsta e un om foarte dificil la afaceri." He's not a multimillionaire because he's easy to deal with. El nu este un multimilionar pentru că este ușor să este greu să faci afaceri cu el. So he said, "Okay, David, make me an offer. How much will you pay me for my network?" Bine, cât vrei să-mi dai, David? And I said, "I'm willing to pay you $1 million for your network." Și am zis, îți voi da $1 million pentru rețeaua. He said, $1 million? That's not the price I was asking. Un milion? Dar noi n-am cerut un milion. I was asking for $1.5 million. Noi am cerut un milion și jumătate. I said, but I was told $1 million by your manager. Dar mi s-a spus de către managerul tău că un milion ce so, so his manager was called in and sure enough he said I told him $1 million. Și managerul a venit și a zis, "Da, recunosc, am spus că un milion costă." But they pulled out a document and they said, "We've been advertising it for $1.5 million already." Dar i-au scos toate documentele, toate publicate și au zis, "Uite, well, de o perioadă de timp am publicat aceasta ca fiind un milion și jumătate." I was convinced. Am fost convins. They were asking $1.5 million for the ei au cerut un milion și jumătate. He said the Vatican offered us $1 million and we didn't take it. Vaticanul au
ne-a oferit 1 milion și n-am vrut să le vindem. But the Vatican said nobody else is going to buy it anyhow. Let's just be patient. They'll eventually sell it to us. Dar Vaticanul a zis nimeni nu o să cumpere, așa că noi mai așteptăm puțin că tot noi vom cumpăra. They never dreamed some Seventh Day Adventists were going to fly in and buy it. Ei n-au visat că niște adventiști de ziua 7 vor zbura acolo și o vor cumpăra înaintea lor. Anyway, so I said, Lord, what do I do? I came prepared mentally for $1 million and now he's asking for $1.5 million. Și acum eram în încurcătură, am zis, Doamne, ce să fac? Eu nu sunt pregătit ca să le ofer 1 milion. And the Holy Spirit said, "Well, do you remember the story of the 5 loaves and 2 fishes?" Și Duhul Sfânt mi-a amintit de povestirea cu cele 5 pâini și 2 pești. Do you think it would have mattered 5,000, 10,000, 20,000? Would that have made any difference? Crezi că ar fi contat ceva dacă ar fi fost 5,000, 10,000 sau 20,000 de oameni acolo? No, no, Lord, I don't think that would have made a difference. You would have fed everybody regardless. Nu, Doamne, eu cred că tu ai fi hrănit oricât de mulți ar fi fost, pentru că tu ai putere. So, what's the difference? $1 million, $1.5 million. You don't have anything. Care este diferența între 1 milion și 1.5 milioane? Așa și nu ai nimic. It's the same to you. I mean, a miracle is the same. Este același lucru. Este un miracol și cu 1 milion, miracol și cu 1.5 milioane. The problem is mine, not yours. Problema este a mea, nu este a ta. Well, that's true, Lord. I mean, this is your problem. It's not mine. I don't have anything. Recunosc, Doamne, este problema ta, nu a mea. So I said, okay. Și am zis, bine. I'll pay you $1.5 million. Vă voi da 1.5 milioane. That's it. Asta e totul? You're not going to negotiate? Nu vrei să negociezi? You're not going to offer me less? Nu vrei să mă oferi mai puțin? I said no, you said the price was $1.5 million, I'll take it. Ai spus 1.5 milioane, îți dau atâta. He said, I wish I was as rich as you are. Aș fi dorit să fiu la fel de bogat ca tine. He said, you didn't even blink your eyes. I mean, $500,000 to you is like nothing. N-ai stat deloc să te gândești, adică nici n-ai clipit din ochi. 1.5 milioane la tine este ca și când ai da un doraș și jumătate. Down here in Bolivia, $500,000 is a fortune. Oh, să ai 1.5 milioane în Bolivia este o mare bogăție. I said, well, you said the price was 1.5 and I said, I'll pay it. Așa că tu ai cerut atâta, eu voi plăti atâta. But the Holy Spirit said, don't forget, you don't have a studio and you don't have any offices. Dar Duhul Sfânt mi-a spus, fii atent, tu n-ai un studio, n-ai office. Oh, yes. Și am zis, da. I said, I remember they just bought a property just behind here for $300,000. Mi-am adus aminte că ei au cumpărat o proprietate nu cu mult timp înainte, cu $300,000. It had studio space. Avea totul pentru televiziune. So I said, I don't have any infrastructure. I need office space. I'd like for you to give me that property and include that in the purchase of the 6 stations. Așa că am adăugat, știți, noi n-avem nicio clădire, n-avem office, n-avem nimic, așa că vreau proprietatea aceea de acolo cu tot ce e pe ea, care să fie inclusă în cei 1.5 milioane. But David, I just bought that property for us. Dar David, doar am cumpărat proprietatea aceea pentru noi. I said, don't argue with me. Și am zis, nu te certa cu mine. I gave you $500,000 more than I was willing to, than initially I was willing to give. So don't argue with me over $300,000. Eu ți-am dat $500 mai mult decât eu m-am gândit să-ți dau și acum dacă eu îți cer ție 300, tu vrei să te... That's logical, isn't it? E logic, nu-i așa? He turned to his vice president and I heard him whisper. S-a întors către vicepreședintele lui și l-am auzit șoptind. This gringo is a hard negotiator. Acest gringo este un om cu care negociez foarte, foarte greu. They told me he was a hard negotiator, but God gave me the power in that negotiation. Da, Dumnezeu mi-a dat puterea ca să negociez. Finally I said, okay, I'll give it to you. Și au zis, bine, îți dăm stația ție. Let's close the deal. Afacerea este încheiată. So the next day, we met at his house to sign all the papers. A doua zi ne-am întâlnit la casa lui ca să semnăm hârtiile. It was a big event. A fost un eveniment extraordinar. He had ministers from the government. El a avut administratori de la guvern, very important people from the city, oameni foarte importanți de la conducerea orașului, from his business, colaboratorii lui, and we sat down by his swimming pool and discussed, what is a Seventh-day Adventist church anyhow? Și am stat afară în fața unui bazin de not și ne-au întrebat, spune puțin despre biserica ta. What's your mission in life? Why do you exist? Care este misiunea voastră în viață? De ce existați ca biserică? Tell us more about yourself. Spune-ne mai mult despre tine însuți. So I told him how God had prepared a message for his soon coming and how God had children in all the churches. Și ne-a spus cum Dumnezeu ne-a dat un mesaj special pentru lume, a doua venire a Domnului Hristos și cum Dumnezeu are copii ai lui în fiecare biserică. I told him how each church brought a special truth to light. For example, the Lutheran church, God revealed to Martin Luther righteousness by faith. The righteous shall live by faith. Le-am spus cum Dumnezeu a adus fiecare biserică la existență cu un adevăr special. De exemplu, Martin Luther a fost inspirat de Dumnezeu să propovădească adevărul neprihănirii prin credință. I told them the Baptists. God revealed to them that we should be baptized by immersion, not with water. Baptiștilor, Dumnezeu le-a descoperit că noi trebuie să fim scufundați în apă atunci când suntem botezați. Every church has a mission.
Fiecare biserică are o misiune. And the mission of the Seventh-day Adventist Church is to prepare the world for Jesus coming. Și misiunea noastră specifică a Bisericii Adventiste este să pregătim lumea pentru venirea Domnului Hristos. He said, "That's very good. Let's." After asking a lot of questions, he said, "Let's go in and sign the papers." Și după ce am vorbit mult, au zis, "Excellent. Hai să mergem să semnăm documentele." As we were getting ready to sign, he brought a big white Bible out and laid it there. În timp ce semnăm hârtiile, el a adus o Biblie mare, albă. And he said, "This is a very spiritual event, so I want to put the Bible here. Look, it's signed by the Pope himself." Oh, acest eveniment este un eveniment spiritual, a zis proprietarul. Uite, Biblia aceasta este semnată chiar de către Papa și aș vrea să o avem aici ca martoră. When the Pope comes to Bolivia, he stays at my house. Când Papa vizitează Bolivia, el vine și stă în casa mea. It was a big mansion, 16 acres. Oh, avea o casă nemaipomenit de mare, 16 acri. So we finished signing all the papers. 60. Am terminat toate hârtiile semnat. And then when we were done, the cameras were all there rolling. Și ei filmau evenimentul acesta. I opened his Bible to Exodus 20. Când am terminat de semnat hârtiile, am deschis Biblia la Exod capitolul 20. And I had him read the fourth commandment. Și am pus pe el să citească cele 10 porunci. He read it. Remember the Sabbath day to keep it holy. Și a citit: adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. Six days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Să lucrezi 6 zile să faci tot lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeu. He looked confused. He said, "I didn't know that was in my Catholic Bible." S-a uitat în Biblie și a fost confuzat. "N-am știut că este acest adevăr este Biblia mea catolică." I said, "It's signed by the Pope." Și nu uita. Am zis, este semnată de Papa. He said, "I need Bible studies. I don't know my Bible very well. Could you come back and give me Bible studies?" Și omul a zis, aș vrea să iau niște studii biblice. N-ai vrea să vii să mă înveți pentru că nu știu prea mult despre Biblie. Now, after we signed that document, he said, "What kind of down payment are you going to leave?" După ce am încheiat afacerea, au zis, "Cât vrei să pui ca avans?" He said, "How?" I said, "How much would you like?" Cât ați vrea? Cât ați vrea, am întrebat. He said, $100,000. $100,000 ajunge. Something a serious down payment. Un down payment serios. So I called my bank president up in Tennessee. L-am chemat pe președintele băncii din Tennessee. I said, "Randy, I just bought a $1.5 million network. Would you loan me $100,000 for the down payment?" And I said, "Randy, tocmai am cumpărat o rețea de televiziune de 1,5 million. Ai vrea să mi împrumuți 100,000? "Sure, when you come back up to the States," he said, "we'll sign all the papers, we'll discuss all the collateral and then we'll do it." Sigur, când vin Statele Unite, vom discuta totul așa în detaliu și îți vom da 100,000. I said, "No, I need it today." Nu, am nevoie astăzi. "You want me to walk on water?" Tu vrei să umblu pe apă? Exactly. He said, "David, exact. You don't have any money." Dar David, tu n-ai nici bani. "That's why I'm asking to borrow it." De aceea vreau să cer un împrumut al Dumnezeu. He said, "Okay, David, everything you do, God blesses. I've been watching you for years. I'll wire you the money." Bine, îți voi trimite banii printr-un transfer bancar pentru că mi-am dat seama că tot ceea ce tu începi și tot ceea ce atingi, Dumnezeu binecuvintează. And so he sent me the money and I made a down payment. Așa că mi-a trimis banii și am depus acel avans. Without my signature, just send it to me. Mi-a trimis banii fără să semnez. I signed the papers later. Am semnat hârtiile mai târziu. A few weeks later, câteva săptămâni mai târziu, a friend of mine had an auto accident with his wife and his wife died. Un prieten de-al meu a avut un accident de mașină împreună cu soția lui și soția lui a murit. The insurance company paid $100,000 for his wife on life insurance. Asigurarea i-a plătit $100,000 pentru moartea soției lui. He said, "David, I can't use that money. That is the blood money of my wife. Here." And he gave me the check for $100,000. David, eu nu vreau să folosesc banii aceia. Aparțin soției mele care a murit. Așa că primește acești bani și folosește-i în lucrare. And I paid the debt. Și am plătit datoria. When you step forward, as God opens up the way, you keep going forward. God gave me the capacity to move forward, and as I move forward, God opened up the next step. În moment, acesta este principiul. Dacă noi acționăm prin credință, Dumnezeu ne deschide ocaziile și după ce acționăm, El deschide următoarea ocazie și ne împinge înainte. Now, I have five friends that are multimillionaires. Am 5 prieteni care sunt multimilionari. One is a billionaire. Unul este miliardar. I thought they might like this idea. M-am gândit că vor veni imediat să mă ajute. They were furious. Dar au fost foarte furioși pe mine. "David, that was criminal what you did." David, ce ai făcut tu este un lucru nebunesc. "We're not going to help you at all." Nu te vom ajuta deloc. "You should have never signed that paper." N-ar fi trebuit să semnezi niciodată hârtia aceea. "We're not going to give you a penny." Nu-ți vom da nici 5 bani. "You're going to go bankrupt and you're going to learn your lesson." Vei ajunge la faliment și îți vei învăța lecția. I was confused. I thought maybe
I thought maybe reaching a whole nation full of people was something that God wanted to happen. Am fost foarte confuz, m-am gândit că să ai o rețea de televiziune și să răspândești Evanghelia în toată Bolivia, acest lucru va fi apreciat și de alții. Isn't that the mission of the church, reaching people? Nu este aceasta misiunea bisericii, ca să evangelizezi lumea? For the first time in the history of Bolivia and the history of my life, I could now reach a whole entire nation. Pentru prima dată în istoria Boliviei și în istoria vieții mele personale, pot să ajung cu Evanghelia la o țară întreagă. I figured even if it was God's will for me to go bankrupt, at least I could use it for a whole year and reach the whole nation. M-am gândit, chiar dacă Dumnezeu vrea să mă lase să ajung la faliment, cel puțin un an de zile, Evanghelia se predică în toată țara. But to my four friends, $1.5 million wasn't even very much money. Any of them could have paid it. Și pentru prietenii mei, cei 1,5 milioane, nu erau prea mulți. Fiecare dintre ei putea să plătească. But no, they were all angry at me. Dar au fost foarte supărați pe mine. And they said, we're going to teach you a lesson. Și te vom învăța o lecție, au zis ei. And we're going to make you go bankrupt. Și te vom face să ajungi la faliment. I said, well, God has never let me go bankrupt yet, so I guess I'll just take my chances. Am zis, știți ce? Dumnezeu până acum nu m-a lăsat să ajung la faliment, așa că merg mai departe prin. But I was very sad for my friends. Dar am fost întristat din cauza prietenilor mei. Any of them could have been the miracle that God wanted. Fiecare dintre ei ar fi putut să fie parte din miracolul acela lui Dumnezeu. None of them wanted to be that. Dar niciun dintre ei n-a acceptat. In fact, they organized themselves so that nobody would give me any money. Așa că ei au făcut un comitet și au zis, niciunul dintre noi nu-i vom da nimic. So, I guess the solution was back in God's court, wasn't it? M-am gândit din nou că mingea era în terenul lui Dumnezeu. We got on the air. Am început să transmitem. Then we started transmitting nationally. Am început să transmitem peste toată țara. Soon, other countries said, you know, this is the only Spanish network that exists to date. We need you on satellite. Alte țări din jur au zis, aceasta este singura transmisie prin satelit în limba spaniolă. Am vrea să o transmit și la noi. 2 years ago, 3ABN Latina wasn't on the air yet. Doi ani în urmă, 3ABN în limba latină, spaniolă, nu transmitea. ATN did not have a Spanish signal. Un alt program al bisericii noastre nu avea un program în limba spaniolă. The South American Division did not have any television stations. Diviziunea sud-americană nu avea nicio stație de televiziune. So it was the only Spanish television network in the whole world. Aceea era singura stație de televiziune în limba spaniolă din. So we needed to be on satellite. Așa că noi aveam nevoie să transmitem prin satelit. I said, Lord, how can you ask me to go on satellite and I haven't even paid my 1.4 million that I owe yet. Și am zis, Doamne, cum vrei să transmit prin satelit la alte țări când eu nu mi-am plătit datoria de 1,5 milioane? And God said, have I failed you yet? Și Dumnezeu a zis, te-am dezamăgit vreodată? Well, no, Lord, but I mean, isn't it normal to pay your bills before you move forward? Nu, Doamne, nu m-ai dezamăgit, Doamne. Este normal ca să-mi plătesc întâi datoriile și apoi să merg mai departe? Well, that's normal, God said, but you know, they're not angry at you. They're patient with you. They're waiting. Da, e normal, dar tu vezi, oamenii aceia cu care ai făcut afacerea nu sunt nerăbdători. Sunt that's not normal, that's a gift for me. They have a good spirit. Lucrul acesta nu este normal, acesta so este un dar la mine. We kept waiting 1 month and 2 months and 4 months and 8 months. Așa că au trecut o lună, 4, 5, 8. And the people were saying, well, when are you going to pay for the network? Și oamenii au zis, când vei plăti pentru rețea? And I'm saying, I'm praying. Și eu le-am spus, mă rog well, pentru aceasta. Pray more. Și au zis, rogă-te mai mult. And every month it was, I don't have the money yet. That's okay. Pray. Și în fiecare lună am spus, n-am bani încă. Și au zis, bine, rogă-te. My friends told me, you're going to be bankrupt by next year. Și prietenii mei mi-au zis, până anul viitor vei ajunge la faliment. A year later, we were on satellite. Un an mai târziu, noi deja transmiteam prin satelit. I signed a $720,000 contract with Intelsat and we're all over North America, South America and Western Europe. Am semnat un contract de $700,000 și acum transmitem în toată America de Sud, în America de Nord și în vestul Europei în limba spaniolă. You could pick it up here with a big dish. Cu o antenă mai mare pot să recepționez programul aici. We started getting emails and telephone calls from all over, from Mexico, Central America and all of South America. Am început să primim semnale din peste tot, din Sud America, din Mexic, from Spain, din Spania. People were watching. Oamenii priveau la programul nostru. And all of a sudden, cable networks started writing and saying, "Can we put you on our cable network?" Și rețeaua de cablu, prin cablu au zis, "Ați vrea să vă transmitem prin cablu?" Today, we are in the homes of 100 million people. Noi suntem astăzi în casele a 100 de milioane de case. We have nearly 40, that's 40 television stations that transmit it. Avem aproape 40 de stații de televiziune care retransmit semnalul. That's a lot of people. O grămadă de oameni, nu-i așa? But we still hadn't paid for the network yet. Dar încă nu plătise pentru rețea.
We said, Lord, we don't understand what you're doing. Și am zis, Doamne, nu înțelegem ce faci. You never made me wait so much time before on the airplanes. Tu niciodată nu m-ai făcut pe mine să aștept atât de mult în trecut când cumpăram avioane. And the Holy Spirit impressed me. It's not an accident, David. I know exactly what I'm doing. Și Duhul Dumnezeu m-a inspirat și mi-a zis, David, acesta nu este un accident. Eu știu ce fac. I want to teach the church that you can do something great with no money. Aș vrea să învăț biserica că tu poți să faci ceva mare pentru Dumnezeu fără bani. I want the millionaires to know that it doesn't take money to be a success. Aș vrea să învăț pe milionari că nu e nevoie de bani ca să fii plin de succes în lucrarea lui Dumnezeu. I want my people to know that it's not about money, it's about obedience. Aș vrea ca să învăț pe copiii mei să știe că problema nu se rezumă la bani, ci la ascultare. If you will just move forward when I open a door, I guarantee success. Dacă tu mergi înainte atunci când îți deschid o ocazie, îți garantez că vei avea succes. And so therefore, I continue to pray and wait. Așa că am început, am continuat să mă rog și să aștept. I could see God's fingerprint all over the birth and the growth and the maturity of the station. Am putut să văd amprentele lui Dumnezeu peste tot în lucrare. When you see God involved in every piece, you can't doubt. Când vezi pe Dumnezeu că este implicat în fiecare amănunt, nu trebuie să te îndoiești. Maybe you can't understand what's happening, but you can't doubt. Poate că nu înțelegi ce se întâmplă, dar n-ar trebui să te îndoiești. It's okay for you to wait for God. It's not okay for God to wait for you. Nu e o problemă pentru ca tu să-L aștepți pe Dumnezeu. E o problemă atunci când Dumnezeu trebuie să aștepte după tine. Well, a little over a year ago, they called me in November and they said, David, could you come see us down in Bolivia? Anul trecut, în noiembrie, proprietarii aceia m-au chemat în Bolivia să aibă o discuție cu mine. David, it's November 30. Și au zis, David, este 30 noiembrie. It's been over a year now we've been waiting on our money. Mai mult de un an de zile am așteptat după bani. But you know what, David? We can't wait anymore. Dar știi, David, noi nu mai putem aștepta. Please don't take it wrong. Please forgive us. They were apologizing to me. I zis, David, să nu ne înțelegi greșit, te rog să ne ierți, dar nu mai putem aștepta. We like your network. It belongs to God, but we're human. Ne place rețeaua ta, aparține lui Dumnezeu, dar noi suntem oameni. Surely God understands that we got to pay our bills. Cred că Dumnezeu ne înțelege că și noi trebuie să plătim cheltuielile noastre. We're paying 18% interest to the government on taxes because we haven't gotten the money yet. Noi plătim 18% taxe pentru guvern și încă nu s-a terminat toată afacerea. And I said, God understands perfectly. Și am zis, Dumnezeu înțelege perfect. So how much time do I have? Și am întrebat, cât timp mai am? And they said, we're going to give you 30 days. Și au zis, îți mai dăm 30 de zile. If by the end of December you don't pay us, we want you to give us back the network and we'll sell it to somebody else. Dacă până la sfârșitul decembrie nu ne plătești totul, noi îți vom lua stația și o vom vinde la alții. I said, that's okay. Și am zis, e corect. That's not a problem for you? Nu e o problemă pentru tine, zis ei. I said, it's not my network. Și am zis, nu este rețeaua mea. It belongs to God and he has plenty of money. Ea aparține lui Dumnezeu și el are o grămadă de bani. If God wants to pay, he'll pay. If he doesn't want to, I don't want to run it. Dacă Dumnezeu nu vrea să plătească, nu va plăti. Dacă vrea să plătească, va plăti. I only want to do what God wants me to do. Ceea ce eu vreau să fac, este să fac exact ce vrea Dumnezeu. He said, David, we had a document for you to sign here, but forget it. If you give us your word, that's enough for us. Și a zis, eram gata să-ți dăm o hârtie, să semnesc că ne dai rețeaua înapoi. Dar ne încredem în cuvântul tău. I said, you have my word. By December 31, I will return it if God doesn't pay for it. Și am zis, aveți cuvântul meu. La 31 decembrie, dacă nu, Dumnezeu nu-mi dă banii, am să vă dau totul înapoi. And we knelt down together to pray. Și ne-am rugat din nou, ne-am aplicat pe genunchi și ne-am rugat. After we got up, my Catholic brother and said, don't worry, David, God will pay. După ce ne-am ridicat de pe genunchi, prietenul meu catolic a zis, nu te îngrijora, David. Dumnezeu va plăti. I wish my church administrators and my millionaire friends would have said, don't worry, David, God will pay. No, everybody was saying, what you did was criminal, you will go bankrupt. It took my Catholic friends to encourage me. Rețineți? Aș fi dorit ca administratorii cu care eram în legătură, prietenii aceia milionari, să zică, David, nu te îngrijora, Dumnezeu te va ajuta. Dar ei n-au făcut-o. Au trebuit niște oameni catolici să mă bată pe umăr și să mă încurajeze. Sometimes there's more faith out of Israel than in Israel. Uneori este mai multă credință în afara lui Israel decât în interiorul bisericii. We have become so used to working with the monies that we have that we refuse to work outside of that. Am învățat atât de mult să lucrăm cu bani și să depindem de cifre încât nu putem să lucrăm altfel. Well, that's a problem we have, but I went forward in December 15. Aceasta este problema pe care o avem, dar eu trebuia să continui istoria în decembrie 15. Lord, we only have 2 more weeks left. Please do something. Doamne, mai avem încă 2 săptămâni, doar te rog, fă ceva. And God reminded me, be still and know that I am God. Și Dumnezeu mi-a amintit și mi-a spus,
taci, stai liniștit și cunoaște că eu sunt Dumnezeu. What am I supposed to do? Nothing. Be still. Ce trebuie să fac? Nimic, a zis Dumnezeu. That's hard. Stai liniștit. E foarte greu. I even see our sister biting her fingernail. Văd pe cineva care și... I was biting mine. Lord, do something. Trebuie să fac ceva, Doamne. Lord, be still. Don't do anything. It's my problem. Taci, nu te atinge de nimic pentru că e problema mea. December 23. Decembrie 23. Lord, Doamne, one more week. Încă o săptămână. And God said, this is not your battle, but the Lord's. Și Dumnezeu a zis, aceasta nu este lupta ta, este lupta mea. I know it's your battle, but this is hard. Știu, Doamne, dar e așa de dificil. He said, you couldn't do anything anyhow. Știi ce? Tu oricum nu poți să faci nimic. Where are you supposed to come up with a million and a half? De unde ai fi adus tu? De unde ai putea să aduci tu 1,5 milioane? I said the $100,000 down payment that we paid has already been eaten up by interest, so we still owe 1.5 million. Where are you supposed to get a 1.5 million? Banii pe care îi plătisem, $100,000 și probabil încă ceva, deja sunt înghițiți de dobânzi. Noi încă trebuie să plătim 1,5 milioane. And then one of my millionaire friends called me, a lady. Și într-o zi o doamnă care era milionară mi-a dat un telefon. David, I heard you're going to lose a network in a week. Am auzit că într-o săptămână vei pierde rețeaua. Oh no, we're not going to lose it. Nu vom pierde. But I thought you have to return it in a week if you don't pay. Dar știu că dacă nu vei plăti într-o săptămână trebuie să întorci. Well, that's true. E adevărat. But God's going to pay for it. Dar Dumnezeu va plăti pentru aceasta. Well, how do you know that? Cum știi? How can you be a prophet? Cum poți să fii un profet? Well, the only way that I can know is because I can look backwards. Singura cale prin care știu este că mă uit înapoi. And the way to predict the future is by looking backwards what God has done for you in the past. Și calea care se prefigurează pentru viitor depinde de calea pe care te-a condus Dumnezeu până aici. God has never failed me in the past, so why would I even dream of him failing me in the future? Dumnezeu nu m-a dezamăgit până acum în trecut, cum mă va dezamăgi el pentru viitor? I was hoping that God would use her to do the miracle. Am sperat că Dumnezeu o va inspira ca să facă acel miracol, să se implice în rezolvarea problemei mele. She had told me that she makes $2 million a year every year. Mi-a spus că ea face $2 million în fiecare an. She had told me that she had millions of dollars in the bank. Mi-a spus că are milioane de dolari în bancă. Well, how hard would it have been for her to write $1.5 million check? Cât de greu ar fi fost ca să scrie un check de 1,5 milioane. But no, I feel sorry for that poor lady. Dar îmi pare rău pentru femeia aceea săracă. She refused to be part of the miracle. Ea a refuzat să fie parte din minunea lui Dumnezeu. And she said, I'm just going to watch and see what God does. Și a zis, voi privi să vedem ce face Dumnezeu. May God forgive her. Domnul să o ierte. December 30. Decembrie 30. Lord, Doamne, we only have 24 hours left. Mai avem încă 24 de ore. I know that you're not going to fail 100 million people. Eu știu că tu nu-i vei dezamăgi pe cei 100 de milioane de oameni. I've been preaching that you are faithful. Am predicat peste tot că tu ești credincios. You've given me a message for your people. Mi-ai dat o solie pentru poporul tău. But if we lose the network, I have no message. Dar dacă pierd rețeaua aceea, ce să mai... The enemies will stand up and say, "See, we told you so." Dușmanul se va ridica în picioare și va spune, "S-am spus că ți se va întâmpla așa." We will not move unless we have the money in our hand. Nu trebuie să înaintăm decât atunci când avem bani în mâinile noastre. What David did was wrong and now look, he's paying the consequences. Ce a făcut Dumnezeu, David a fost rău și acum trebuie să plătească consecințele. I said, I'm willing to take the heat, but what about the 100 million people? Am zis, Doamne, eu sunt gata să suport toată treaba asta. I said, let me just remind you of one viewer. Lasă-mă să-ți amintesc de un singur om care a privit la programul nostru. In Colombia, this man decided to kill his family, his wife and all his children and commit suicide. Omul acesta despre care vreau să vă vorbesc, în Colombia s-a hotărât să-și ucidă soția, copiii și apoi să se ucidă pe sine. He put all the bullets in his pistol and he was getting ready to go kill his children. A introdus toate cartușele în pistol și era gata să își împlinească lucrarea. But then he said the neighbors will hear the bullets. Dar zis pe urmă, firing. Vecinii vor auzi zgomotul. I better put the TV on full blast so nobody can hear me kill him. Așa că voi da televizorul la maximum și nimeni nu va auzi ce se întâmplă în casă. The program that was on was our station. It said Moments of Peace. Programul pe care l-a văzut în momentul în care pornit televizorul era aparținea bisericii noastre. Beautiful Momente nature de pace. With sacred music. Natura frumoasă cu muzică sfântă. He decided to watch just for a few minutes. A zis, ia să privesc pentru câteva minute. And the demons that possessed his mind could not stay in the room.
Și demonii care au pus stăpânire pe mintea lui n-au putut să mai stea în cameră. That beautiful conservative sacred music drove the demons out of the room. Acea muzică sfântă conservatoare i-a scos pe demoni afară din cameră. Pretty soon he came to his right mind and he stayed and watched another hour. A început să-i placă și a stat și a ascultat o oră întreagă. He sat there for 2 hours. A stat 2 ore. He took the bullets out of his gun. A scos cartușele din pistol. He looked for his family and he confessed what he was about to do. I-a chemat pe membrii familiei și a mărturisit ce a fost pe cale să facă. And he said, I need help. Let's go look for a pastor. Și a zis, am nevoie de ajutor, să căutăm un pastor. Today he and all his family are members of the Seventh-day Adventist Church. Astăzi el împreună cu toți membrii familiei sunt membri ai Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. I told God about that one family. I-am spus Dumnezeu, Doamne, ți amintești familia? What would have happened without the network to that one family? Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost acea stație? Ce s-ar fi întâmplat cu familia respectivă? I said, Lord, please, do something. Te rog, fă ceva. The Holy Spirit slapped me across the face. Duhul Sfânt i-a tras două palme. It was not a slap I felt physically, but I jerked backwards when I. N-am simțit nimic din punct de vedere fizic, dar spiritual m-am. What? Ce? The Holy Spirit said, stop begging me for money. Duhul Sfânt a zis, oprește-te în a cerși bani. Who else am I supposed to go to? Dar la cine să merg? La cine altcineva să merg? He said, no, I've heard you. I know what you need. Start thanking me. Te-am auzit. Știu de ce ai nevoie. Începe să mulțumești. So initially I thought he wanted me to be thankful. So I said, thank you for everything you've done. I'm sorry. I didn't mean to get you upset. Și am început să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Nu vreau să te supăr. Îți mulțumesc. And the Holy Spirit said, no, don't thank me for what I've done. Thank me for what I'm about to do. Și Duhul Sfânt a zis, nu mulțumi pentru ce am făcut. Mulțumește-mi pentru ce voi face. I said, you're about to do something? Tu vrei să faci ceva? How much are you about to do? Cât îmi vei da? He said, how much do you want to thank me for? Și Duhul Sfânt a zis, pentru cât vrei să mulțumești? You're going to let me choose the amount? Mă lași pe mine să aleg suma? Yeah, how much do you want to thank me for? Pentru cât vrei să mulțumești? Well, I mean, I could thank you for $500,000 and I could probably survive, but if you're going to let me choose, I'll thank you for the whole $1,500,000. Aș putea să-ți mulțumesc pentru 500 de mii de dolari care ar salva situația, dar dacă mă las să aleg, îți mulțumesc pentru 1,5 milioane, pentru totul. And the Holy Spirit said, very good, I like that. Și Duhul Sfânt a zis, ah, îmi place. Is there anything else you want? Ai mai vrea și altceva? Well, I mean, I owe another $100,000 for the satellite uplink, that big dish that sends the signal to the satellite. Am zis, mai datorez încă 100 de mii de dolari pentru antena aceea mare, pentru satelit, așa că mi-a trebuit și aceea. So if you can let me choose, well, let me thank you for $1.6 million. Așa că dacă mă lași pe mine să aleg, lasă-mă să-ți mulțumesc pentru 1,600,000. Okay, do we have a deal? Am încheiat afacerea? Okay, that's a deal. Sigur, am încheiat afacerea. So I went out to the office singing, praise God from whom all blessings flow. And hallelujah, 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 praise ye the Lord. Și am început să cânt și să-i mulțumesc lui Dumnezeu. My heart was filled with singing. Inima mea a fost plină cu cânt. All morning long, God's going to do something. Toată dimineața am Today spus, is a day. Ceva. Something is going to happen. Ceva se va întâmpla. And I went out to the airport and I was preparing the airplane for a flight. Și m-am dus la aeroport, pregăteam avionul pentru I was with the dentist and some of his grandchildren. Eram cu un dentist și cu câțiva nepoți ai lui. The dentist had rented an airplane for me to fly so that his grandchildren could fly with a real mission pilot. Dentistul a închiriat un avion pentru mine pentru ca nepoții lui să zboare cu un adevărat pilot misionar. So I was teaching the children, this is a wing, this is a tail, ailerons, elevator, showing them how the airplane worked. Și i-am învățat pe copii ce înseamnă un avion. All of a sudden, the cell phone rang. Și imediat a sunat telefonul. Alo? Well, hello, doctor. How are you? Bună, doctore. Ce faci? Your wife died? Soția ta a murit? This was a missionary doctor who'd long retired. He was 80 years old. Era un misionar de 88 de ani. S-a retras de mult din misiune. He'd been a donor of ours. He'd been giving us small amounts to buy equipment for evangelism. De când în când ne dădea bani ca să cumpărăm echipament pentru evangelizare. I knew that his wife was Catholic. Am știut că soția lui a fost catolică. But he told me his wife had been converted and became a Seventh-day Adventist 3 months. And then suddenly she died. Dar mi-a spus că cu 3 luni de zile înainte de a muri, soția lui a devenit adventistă de ziua șaptea. I said, my condolences, doctor. Condolențele mele, doctor. He goes, well, thank you, but that's not why I called you. Îți mulțumesc că a zis el, dar nu este motivul acesta pentru care te-am chemat. The reason I called you is because before my wife died, she used to manage a business. She had her business for 44 years. Motivul pentru care te-am sunat este că soția mea, înainte de a muri, a avut afacerile ei personale timp de 44 de ani. And now that she died, all her accountants brought me all her
stack of papers and they wanted me to sign. I'm the owner of her company. Așa că acum după ce a murit, toți casierii ei și reprezentanții de la bancă au venit ca să semnez hârtiile pentru că eu sunt proprietarul la tot ceea ce a rămas de la ea. So I started looking through all her papers. Și m-am uitat prin toate hârtiile. And I looked through her checking accounts. Și m-am uitat în conturile de la bancă. David, she has $1.5 million in her checking account. David, ea are 1,5 milioane în conturile ei. How much money did you need for Bolivia? Câți bani ai nevoie pentru Bolivia? And I said, I need $1.5 million. Și am zis, am nevoie de 1,5 milioane. He said, praise the Lord. Și l-a zis, laudat să fie Domnul. I knew my wife died for a reason. Am știut că soția mea a murit pentru un motiv. She would have never given you a penny. Și nu ți-ar fi dat nimic. But the Lord instructed me that he allowed my wife to die for a reason. Now I know why. I'm sending you a check for $1.5 million. Dar Dumnezeu mi-a spus că soția mea a murit pentru un anumit motiv, așa că îți scriu un cec de 1,5 milioane și ți-l trimit. We knelt down right there at the airport and thanked the Lord for the biggest miracle we had ever seen. Chiar acolo la aeroport ne-am plecat pe genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu pentru minunea pe care a făcut-o. After we were flying, I went home and told my wife and we knelt down together with all our family and prayed as well. După ce am zburat și ne-am întors acasă, am chemat pe soția mea, toți membrii familiei și i-am mulțumit lui Dumnezeu. And then I remembered, Lord, you promised me 1.6. Și mi-am amintit, Doamne, știi, Tu mi-ai promis 1,600,000. The Holy Spirit said, the day is not over yet. Și Duhul Sfânt a zis, ziua încă nu s-a încheiat. The dentist went home and told his wife. Dentistul s-a dus acasă și a spus soției lui despre minune. And she said, well, how come God does these kind of things for David and Becky? Why does he give them so much? Și soția a zis, de ce Dumnezeu le dă așa de mulți bani lui David? He's never done that for us. Dumnezeu nu i-a dat așa de mulți niciodată, nu. And the dentist said, well, maybe it's because David and Becky have given God everything. That's why God does everything for them. Eu cred, a zis doctorul, pentru că Becky și David au dat totul lui Dumnezeu și acum Dumnezeu le dă înapoi. Well, I would like to experience that too. Aș vrea să am și eu această experiență. Well, do you want to give everything too? Ai vrea să dai tot ce ai? Let's do that. Hai să facem. You bring the checkbook. Adu cartea cu checkbook. They emptied the whole checkbook. Au golit toate conturile din bring bancă. The savings account. Adu contul de la saving. And they emptied the savings account. Și au scos tot ce aveau în acel saving. And he said, bring the business account. Și acum adu contul de la business. For the dentistry. Pentru dentist. Their practice. And they emptied that. Și au scos toți banii de acolo. They came over to us and they prayed with us and they handed me an envelope. Au venit la noi, s-au rugat cu noi și mi-au dat un plic. Inside that envelope were three checks totaling $100,000. În interiorul acelui plic erau trei cecuri cu 100 de milioane de dolari. 100 de mii de dolari. Now, the devil was not very happy. Diavolul n-a fost fericit. Because when people, God's people realize there's no limit to what God will do, they can stand up and do the same. Pentru că atunci când poporul lui Dumnezeu își dă seama că pot să facă orice cu Dumnezeu, so when ei s-au ridicat să facă la fel. The doctor called the accountant from his wife's business and said, please write a check for $1.5 million. Așa că doctorul, primul doctor, a vorbit cu casier, cum se numește? Cu cel care, contabilul băncii lui și a zis, te rog să scrii un cec de 1,5 milioane pentru David. The accountant said, I won't do it. Dar tipul a zis, nu voi face. Your wife would have never given money to the church. Soția ta niciodată n-ar fi dat. And I will not violate your wife's wishes. Și nu vreau să calc în picioare dorința soției tale. The doctor said, the business is now mine. Dar doctorul a zis, tot ce are ea acum este al meu. I don't care. I will not help you. Nu mă interesează. I will refuse to be part of this. Voi refuza să fiu parte din acest proces. The accountant called and said, we just want you to know you're not getting a penny from us. Și dentistul a sunat și a zis, nu vei primi nici 5 bani de la. Can you imagine what happened to our heart? Vă imaginați ce s-a întâmplat cu inima mea? Thank you, Lord. Îți mulțumesc, Doamne. Not a penny. Și acum nici un cent. We know, Lord, please do something. Doamne, te rog, fă ceva. The devil is fighting for his life. Diavolul se luptă împotriva. And so I called an attorney friend of mine, an Adventist, and I said, what am I to do? Și am chemat pe un avocat de-al nostru și am zis, ce ar trebui să facem? Take the nephew of the donor and you fly out with him to California immediately. Ia pe nepotul donatorului și zboară cu ei în California. So we flew out that very same night. The next morning we met him, the doctor, out in California. În acea noapte am întâlnit pe prietenul meu, avocatul. The doctor said, let's go talk to the accountant. Doctorul a zis să vorbim cu contabilul. I said, no. Let's go to the banks. No, hai să mergem la bancă. We went from bank to bank to bank. Ne-am dus de la bancă la bancă. And we found out the accountant had gone to each of the banks and he told them, do not give the doctor the money. Și la fiecare bancă am găsit această parolă, nu da banii doctorului. So when the doctor said, I want to take out so much thousands of dollars, the bank president said, we can't give it to you. Și când doctorul a spus, vreau să scot banii aceștia, președintele băncii a zis, ne pare rău, nu putem să-ți dăm bani. The lawyer said he would sue us if we gave you the money.
Avocatul a zis că ne va da în judecată dacă îți dăm bani. You can imagine what happened to our heart. Vă imaginați ce s-a întâmplat cu inima mea? So I called the attorney. I said, "What do we do?" Și am chemat pe avocat, l-am chemat și am zis, "Ce să facem?" They're afraid of a bank legal action. Tell them if they don't give the doctors money, they will have an action. Ei se temeau că dacă nu vor face acest lucru, îi vor acționa în judecată. Because it is illegal not to give the owner of the money his money. Pentru că este ilegal să nu dai cuiva banii pe care el are în bancă. The accountant told them the doctor is not in his right mind and therefore he cannot be trusted to manage his own money. Contabilul a spus că doctorul nu mai este în toate capacitățile lui mentale, așa că să nu se încreadă în el când scoate banii. But this doctor is doing surgeries every day. How can he not be in his right mind? Dar doctorul acesta face operații în fiecare zi, cum nu este în toate capacitățile mentale? So we called him back and said, "You want to avoid a lawsuit? Give the money." Și i-am spus, "Vreți să evitați o chestie de la tribunal, să vă dăm o judecată? Dați-i banii doctorului." Because you are violating a federal law if you don't. Pentru că voi călcați în picioare o lege federală. They called right away and said, "Come get your money." Ei au dat un telefon și au zis, "Veniți și luați banii." And we went from bank to bank to bank to bank. Ne-am dus pe la fiecare bancă. And I left with the money in my hand. Și am plecat cu banii în mâinile mele. When the accountant found out, he started screaming and shouting and wanted to call the police. Când contabilul a aflat, a început să strige, să țipe și a chemat poliția. We said, "You can call anybody you want to." Și am zis, "Poți să chemi pe oricine." But legally, everything belongs to him and he wants to give it. Dar în mod legal, tot ceea ce are îi aparține lui și el poate să-i dea oricui. In fact, he immediately withdrew the accountant as his representative and notified all the banks that the accountant had no more affairs with him. Așa că el a luat o hotărâre ca să-l șteargă pe acel contabil din toate afacerile lui și nicio bancă să nu mai lucreze prin contabilul respectiv. And he hired another accountant to manage his business. Și el a angajat un alt contabil pentru business. And that $1.5 million did come in. Și cei 1,5 milioane au venit. And on December 31, și în decembrie 31, I called them and I told them I'm sending you $1.5 million. Și am chemat pe proprietarii rețelei și am zis, am să vă trimit 1,5 milioane. Și ce a zis ei? We knew God was going to do it. Am știut că Dumnezeu va face. Isn't that beautiful? Nu este acesta minunat? These Catholic people are saying, "We knew God was going to come through." Niște catolici se spună, am știut că Dumnezeu te va ajuta. Today, I want to ask you something. Astăzi aș vrea să vă rog pe dumneavoastră ceva. Does God have favorites? Are Dumnezeu favoriți? Is David Gates a favorite of God's? Este David Gates un favorit al lui Dumnezeu? God doesn't have favorites. El nu are favoriți. He's willing to do for any of you the same thing he did for David. El este gata să facă pentru fiecare dintre noi același lucru. Of course, he took David Gates through a little training experience first. Sigur, Dumnezeu l-a luat pe David Gates pentru un proces de învățare. He took David and Becky Gates out to the jungles and taught them to depend on God for their food before he could give them more. El a luat pe Becky și pe David în junglă și a învățat să se încreadă în el pentru mâncare și pentru celelalte lucruri. Before you can be in the Olympics, you have to learn how to be in a high school. Înainte ca să te înscrii la olimpice, trebuie să înveți în high school. You have to go into training before you can become an Olympian. Trebuie să te instruiești, să depui mult efort înainte de a deveni un olimpic. And God is telling us very clearly today. Și Dumnezeu ne învață foarte clar astăzi. Go into all the world and preach the gospel. Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia. To every nation, kindred, tongue and people. La toate popoarele, toate națiunile, toate limbile. Let not a single person be left unwarned. Nu lăsați nicio persoană neavertizată. That's what God himself told us to do. Aceasta ne spune Bunul Dumnezeu. But there's also spirit of prophecy that tells us. Dar de asemenea spiritul profeției ne spune acest lucru. That tells us very clearly that we should look at the works straight in the face. Ne spune foarte clar că trebuie să privim lucrurile în față. Page 79. Pagina 79. Christian service. Servicii creștine. We have no time to lose. Noi nu avem timp de pierdut. The passage from place to place to spread the truth will soon be hedged in by dangers on the right and on the left. Terenul pe care noi mergem din loc în loc în curând și predicăm Evanghelia în curând va fi blocat. Everything will be placed in a way to obstruct the Lord's messengers. Tot ce este posibil va fi așezat pe calea slujitorului Dumnezeu ca să-i obstrucționeze. So they cannot do what it is possible for them to do today. Ca ei să nu poată să facă ceea ce pot să facă astăzi. We must look our work fairly in the face. Noi trebuie să privim lucrarea direct în față. And advance as fast as possible in aggressive warfare. Avansăm cât de repede putem. Aggressive warfare. You know what that means? O luptă agresivă. Take every risk possible. Să vă asumați orice risc. There is no guarantee you'll come back from a war alive.
nu există garanție că te întorci cu bine înapoi. You may lose an arm or a leg. S-ar putea să pierzi un picior sau o mână. You may lose your goods. S-ar putea să pierzi bunurile. But war is war. Dar o război este război. And without taking that risk, you cannot conquer. Și fără să riști, nu poți să învingi. Jesus, I believe, is on his white horse today. Domnul Hristos vine pe calul lui cel alb astăzi. Revelation 6. Apocalips 6. Says that John saw a white horse. Ioan a văzut un cal alb. And on that white horse was mounted the King of Kings with a crown, and he had in his hand a bow. Pe calul acela alb călărea Fiul lui Dumnezeu, împăratul împăraților, cu o secere în mâinile lui. And it says he was going forth conquering and to conquer. Și el mergea din biruință în biruință. I believe today Jesus is on his white horse. Eu cred că Domnul Hristos este pe calul lui cel alb. I believe today God is going forth conquering and to conquer. Cred că Dumnezeu vrea să mergem înainte din biruință în biruință. After the white horse comes the red horse. După calul cel alb vine calul cel roșu. Very soon we're going to have a red horse. În curând vom avea un cal roșu. You're going to have to lay down your blood someday to do what you can do today in peace. Va trebui să te sacrifici, pune la sânge ca să faci ceva în viitor, ceea ce poți să faci astăzi într-un mod confortabil. Este alegerea ta. Do you want to do it during the red horse or do you want to do it now during the white horse? Vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu în timpul calului alb cu pace, ori în timpul calului roșu cu vărsare de sânge? Do you want to live out the last few months of Earth's history of peace, sitting down when you can be conquering with God right now? Vreți să stați ultimele luni ale istoriei Pământului în pace, confortabil, în timp ce ar trebui să înaintezi și să cuceriți? I have chosen to do it now. Am hotărât ca să lucrez acum pentru Dumnezeu. You can learn your lessons now during the good times, but if you want to wait, you can learn it with your own blood someday. E mult mai bine să înveți lecția în timpuri bune decât să aștepți timpurile grele. Maybe să înveți atunci. You will learn it. Poate că atunci vei învăța. Personally, we human beings don't learn things fast. It takes a long time to learn. Ființele omenești nu învață lucrurile bune prea repede. Ne trebuie mult timp pentru aceasta. I prefer to learn it during the good times. Aș vrea să învăț și prefer să învăț în timpurile de pace. Do you want to learn to trust God now? Vreți să învățați să vă încredeți în Dumnezeu acum? Last night, many of you came forward and knelt down asking God to retake ownership of everything you have and everything you are. În noaptea aseară dumneavoastră ați venit în față și v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu dându-i tot ceea ce aveți și sunteți. If you have made that decision in your life, the next step is asking God, what do I do with what you've given me to manage so that I can advance the mission of the church? Dacă ați luat această hotărâre, acum pasul al doilea ar fi să veniți la Dumnezeu să spuneți, Doamne, ce să fac cu ceea ce mi-ai dat? Tell me, how to carry out this warfare? Să înaintez în lucrarea ta. How do I carry out the warfare? Cum aș putea să am grijă și eu de această lucrare? Just give me the orders. I'll obey. Te rog să-mi poruncești și eu voi asculta. Give me the strength to obey because it's hard. Te rog să-mi dai putere să ascult pentru că este greu. Some Romanian friends of mine came to me last year. Anul trecut câțiva prieteni de-ai mei din România au venit la mine. Said, David, Romania needs a Christian television network. Câțiva prieteni români m-au abordat și au zis, David, România are nevoie de o stație de televiziune. There are Romanians all over Europe. Sunt români peste tot în Europa. All over North America. Peste tot America de Nord. They need to hear the message too. Ei trebuie să asculte mesajul de asemenea. So we started a project. Și am început să ne gândim la un proiect, să începem un proiect. And just 2 months ago, două luni în urmă, I signed a $1.1 million contract with a satellite company. Am semnat un nou contract de 1.100.000 cu o rețea de televiziune. You have to be born first before you can run. Trebuie întâi să fii născut și apoi să alergi. But David, you don't have enough material yet. Dar David, tu încă nu ai material pentru acest program. We didn't have any material when we got on the air in Bolivia either. Nici în Bolivia n-am avut materialul. But once you're born, you can then grow. Dar după ce ești născut, the problem is we want to become athletes before we're even born. Dar problema este că noi vrem să devenim atleți înainte de a fi născuți deja. So very soon, in a few weeks, we hope to be on satellite all over Europe. Foarte curând, poate în câteva săptămâni, vom transmite peste Europa, în Scandinavia, and North Africa. În Africa de Nord. The signal will go from Atlanta, semnalul va merge by fiber optic all the way to Spain, then up on satellite. Va merge în Spania și de acolo prin satelit. It'll start out with the Spanish network first. Va începe cu o rețea spaniolă. And then we'll start inserting all the Romanian programming. Și apoi vom include programele românești. And replacing the Spanish with Romanian. Și vom înlocui programele spaniole cu cele românești. But we don't have the equipment yet. Dar încă nu avem echipament. To connect the signal to the satellite. Ca să conectăm semnalul la satelit. We're praying for that. Ne rugăm pentru aceasta. But you know what is going to happen very soon. Dar eu cred că se va întâmpla foarte curând. And after Romanian, then we have a French. După România avem Franța.
English out of Grenada. Grenada. And then we have Arabic out of Jordan. Limba arabică. And I'm flying in June to China, where I'm meeting with the highest level of government, and the Chinese government is willing to allow us to go on satellite, on government communist satellite, 24 hours a day. În iunie voi zbura în China și voi discuta la cel mai înalt nivel cu guvernul care este gata să ne ofere spațiu să transmitem prin stațiile lor comuniste în toată țara. And if China lets us go on, then there's Cambodia, Vietnam, it just goes on non-stop. Dacă China ne permite, urmează Cambodgia și celelalte țări. Right now in my briefcase I am holding we're born in Brazil. We bought $1 million station in Brazil. Am cumpărat o stație de $1 million de dolari în Brazilia. God paid for the first half a million, we're still waiting on the second half. Dumnezeu a plătit 500.000 de dolari și așteptăm pe ceilalți 500.000. They called me in São Paulo. M-a chemat din São Paulo. The capital of Brazil. Capitala Braziliei. It's the third largest city in the world. Este al treilea cel mai mare oraș din lume. 22 million people. 22 de milioane. City. Da, 22 de milioane de oameni într-un singur oraș. I have that project in my briefcase. Am proiectul în geantă. And one for Rio de Janeiro. Unul pentru Rio de Janeiro. Rio, the other name for Rio is Sodom and Gomorrah. Un alt nume pentru Rio de Janeiro este Sodoma și Gomorra. It's a beautiful city. Este un oraș frumos. But there's immorality everywhere. Dar găsești imoralitate peste tot. Homosexuality. Homosexualitate. I was just down in Rio and I was driving down the street with a friend of mine. Mergeam pe stradă, conduceam mașina cu un prieten. And there was what looked like a girl going like this. Și era cineva arăta. She was selling herself. O tânără se vindea pe sine însăși. It was one of the prettiest girls I have ever seen. Era una dintre cele mai frumoase fete pe care am văzut-o vreodată. What a body. Oh, ce corp frumos. And they told me that's not a girl, that's a boy. Și mi-a zis, aceasta nu este o fată, ci este un băiat. That's the kind of world we live in. Iată lumea în care noi trăim acum. Does God love those people? Dumnezeu iubește pe oamenii aceia? I can dream with Rio. I already can imagine what it's going to be like to have a station in Rio. Oh, ce mult doresc ca să avem o stație în Rio. I talked to the owner that has 4 television stations there in Rio. Am vorbit cu proprietarul care are 4 stații de televiziune. He said, David, when are you going to come and buy these? Și a zis, când vrei să vii ca să le cumperi? I said, I have to resolve another problem in the other city before I can come, but I know God's going to give us Rio, Sao Paulo, all of Brazil, China, all the Arab countries, Romania, ca să ajung la inima oamenilor. All of history, everybody's lived anxious to see our day. And here we live in the last generation. Toată istoria a fost, toți oamenii care au trăit în istorie au privit cu nerăbdare să vadă ultimele zile și noi le trăim. Unless God allows us to go to the grave for some other reason, we will see Jesus with our own eyes. Dacă Dumnezeu nu va îngădui, dacă we have the opportunity to be alive. Dacă pentru anumit motiv Dumnezeu vrea să fim în viață să-L vedem pe Domnul Hristos. Doar dacă are un motiv special și ne va lăsa să murim, nu-l vom vedea. This is our God. Acesta este Dumnezeul nostru. We have waited for him. Noi am așteptat pentru momentul acesta. And he will save us. Și el ne va salva. Do you want to be there? Vreți să fiți? To be there you have to be part of a great movement. Ca să fiți parte din lumea de acolo trebuie să fiți parte a mișcării lui de astăzi. I shared my story with you today. V-am împărtășit povestirile mele astăzi. I want to share the story of my hijacking with you this evening. În această după-amiază am să vă povestesc cum am fost deturnat cu avionul. I want to tell you about the angel that appeared at my side and rescued me from a gang assault in Lima, Peru. Am să vă spun despre cum un înger care a stat lângă mine m-a salvat dintr-un atac în Lima, Peru. I walk with angels. I have my angel by me all the time. Am umblat cu îngerul Domnului și am avut îngeri lângă mine tot timpul. I don't always see him, but I've seen him once. Nu l-am văzut încă, dar într-o zi îl voi vedea. And he's here right now. Și este chiar acum cu mine. We have to walk with angels. Noi trebuie să umblăm cu îngeri. And I'm going to tell you what the privileges are of walking with angels. Și am să vă spun ce privilegiu mare este să umbli cu îngeri. God wants all of us to walk in a presence in his presence every day. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să umblăm cu el în fiecare There's zi. There's a big job to do and we're invited to be part of it. Avem o mare misiune să facem, suntem invitați să facem parte din această misiune. You know, soldiers can be drafted, but special forces have to volunteer. Soldații pot să fie recrutați, dar forțele speciale sunt alcătuite din cei care sunt voluntari. And I'm going to talk a little bit about how to become God's special forces. Și aș vrea să vă vorbesc despre cum putem deveni forțele speciale ale Dumnezeu. It's a voluntary position. Este o poziție, o statut voluntar. You have to want to be part of God's special forces. Trebuie să lupți ca să câștigi locul acela. We're going to be leaving some DVDs and some audio cassettes on the way out. La ieșire vom avea câteva DVD-uri, câteva audiocasete. If you please not if you take one. Take a set, take several sets. Vă rog să luați
un set sau mai multe. Share with your family, friends, your churches, some other your other areas. Oferiți și altora. I hope what I've told, I didn't come here just to share my story. Eu n-am venit aici ca să vă povestesc doar aceste miracole. I don't want you to go home and say, "Did you hear that great story? I love those missionary stories." Nu aș vrea să mergeți acasă să spuneți, "Ah, ați auzit povestirile acelea? V-a plăcut de misionarul acela?" I can't wait till he comes back and tells us another one. De-abia aștept să mă întorc ca să-l aud spunând altele. If that's what happened, I wasted my time. Dacă aceasta se va întâmpla, mi-am mirosit timpul aici. I came so that you too can experience that firsthand. Am venit la dumneavoastră ca să aveți o experiență directă, personală cu Dumnezeu, așa cum am avut-o eu. If you want to experience that firsthand in your life, I'm going to kneel down here. Would you be willing to kneel down right where you are? Dacă vreți să experimentați această legătură cu Dumnezeu directă, eu mă voi pleca pe genunchi. Aș vrea și dumneavoastră să fiu. I want to be part of those special forces. Doamne, aș vrea să fiu parte din forțele tale speciale. Dear Lord, we kneel in your presence. Doamne Iisuse, noi ne plecăm pe genunchi înaintea ta. Today we have been witnesses of a great miracle. Astăzi am fost martorii unor evenimente miraculoase. We have come to the realization that with heaven there is no limit to what you're willing to do. Am ajuns la concluzia că împreună cu cerul, cu tine, nu există nicio limită în lucrarea pe care tu ne-o dai să o facem. And therefore we realize that we've had our vision too low. De aceea noi ne dăm seama că viziunea noastră a fost prea mică. We have not looked on what you can provide, we have looked on what we have. Noi n-am privit la ceea ce tu poți să ne dai, ci am privit la ceea ce noi avem. We realize that we have not fulfilled the mission with which you gave to us. Ne-am dat seama și ne dăm seama că noi nu am sfârșit lucrarea pe care ne-a dat-o să o facem. We are guilty before you and we ask you to forgive us. Noi suntem vinovați înaintea ta și te rugăm ca să ne ierți. But no longer. Dar nu mai mult. At this point we want to accept that mission. Dar la acest moment noi vrem să acceptăm misiunea pe care ne-a dat-o. We want to commit everything we have and everything we are to that mission. Noi vrem să ți încredințăm tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem pentru misiunea ta. You are our commander in chief. Tu ești comandantul nostru suprem. And therefore we want to be obedient to that mission of reaching the world. Vrem să fim ascultători ordinilor tale pentru a evangheliza lumea. Too long we waited. Am așteptat prea mult. But not anymore. Dar nu mai mult. Take possession of us. Te rog să iei stăpânirea asupra noastră. Fill us with your Holy Spirit. Te rugăm să ne umpli cu Spiritul tău. Fill us with a passion for souls. Umple-ne cu pasiune pentru suflete. Fill our homes with your Holy Spirit. Umple casele noastre cu Spiritul lui Dumnezeu. Lift us up as a people. Înalță-ne ca popor al tău. And help all of our city to realize that you're coming back soon. Și ajută pe toți care ne înconjoară să realizeze că tu vei veni în curând. Help this message to explode across the world. Fă ca această solie să se răspândească în toată lumea. Bless our brethren in other churches. Binecuvintează pe frații noștri din celelalte biserici. Use them to help accomplish the mission as well. Folosește-i pe ei ca să-ți împlinească misiunea de asemenea. But not at our expense. We want our crown too. Dar vrem ca tu să fii cu noi. Help us to do our job. Ajută-ne să facem lucrarea ta. And to be found faithful. Ajută-ne să fim găsiți credincioși. We thank you. Îți mulțumim. And we ask this in Jesus' name. Și îți cerem toate aceste lucruri în numele Domnului Hristos. Amen. Amen. Yeah.
rugăciunea de binecuvântare, îl invităm pe fratele Adi. Bunul nostru Dumnezeu care locuiești în ceruri, îți mulțumim pentru că astăzi am fost martorii puterii tale. Deși nu ni s-a întâmplat nouă, ci s-a întâmplat fratelui David, ceea ce am auzit demonstrează faptul că slujim unui Dumnezeu puternic, fără limite n-aș oferi puterea lui copiilor săi. Am învățat din exemplul acestui mare om și ca el vrem să fim și noi. Suntem la un pas de o mare minune, dar ne frică să-l facem. Ajută-ne, Părinte, să mergem înainte și prin puterea ta să cucerim această lume. Îți mulțumim pentru prezența ta în mijlocul nostru și pentru toți acești oameni care venind aici vor nu numai să asculte, ci să meargă mai departe în acțiune. Binecuvintează-ne deciziile și ajută-ne să pășim cu tine înainte fără niciun fel de teamă, pentru că tu ești mult, mult mai puternic ca cel rău. Și în această mare luptă, un singur biruitor este și acela ești tu. Vrem să fim armata ta, folosește-ne și du-ne în împărăția ta prin Domnul Hristos. Amin. Amin.